Opa! Vai de capul meu. Salutare, chat! Bine ați venit la noul nostru episod, la problemele la manstardă. Să-mi arătați pula. Stați așa să dau încet și eu live-ul de aici de la mine, că n-am auzeam. Vă salut pe toți, bine ați venit în această seară mirobolantă. Văd că suntem destul de mulți, vă mulțumesc mult de tot. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru că contează foarte mult și este foarte important pentru noi. Asemenea, vă salut imediat și pe voi. Acum să o luăm de la capăt. Să începem. Au. Și imediat vă fac prezența cu cineva. E foarte important. E Dumnezeu! E Dumnezeu! Așa. PC Pixel, salutare fraților. Johnny, salut frate. Elena, Amalia, te pup. Alexandru, salut 7 lei. Salut, salut, salut. Cine de fiecare dată când te uiți la Andrei? Cred că toată lumea. Arătați-mi pula. Op, mai târziu, las. Ok. Opa! Trandafirul Roșu, salut, Irina, Nicu, salut, 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 bună, Alina, Ovidiu, te salut, frate, te salut, Irina, din nou, Alin și Raisa, Ion, Mirela, salutare tuturor, vă salut, Dani Bogdan, Bancu, salut, Ionuț, Pop, Dragon, Skills, Bianca, Ionela, vă salut, salutare tuturor, vă salut, vă salut, vă salut, hai sus, Andrei, mulțumesc, hai sus, opa, asta e un tic nervos de meu, hai sus, opa, Zaharia, salut, Ana Maria, salut, hello, what the fuck, din nou, what the fuck, salut, Andrei, salut, chat, salutare, bine ați venit, te pup, doți, te pup, Andrei, și spor la stream să rămână, mulțumesc mult de tot să fie primit, salut, Andrei, tot respectul, salutare la toți, bine ați venit, și e bine v-am găsit din nou la episodul. Nu știu la ce episod suntem, dar suntem, știi? Dar avem invitat astăzi în această pe Elena Voinag. Nu știu dacă știi cine e Elena Voinag. Elena Voinag a fost concurentă la Humor în sezonul în care am fost eu. În sezonul 9. Da, în fine, ea voia să câștige, știi, dar am luat eu banii. În final. Elena Voinag este cu noi. Salut! Ce faci, Elena? Cum te simți în această seară? Simt foarte bine, mai ales cu această muzică în fundal. Da, avem muzică este pe cilie. De-a dreptul romantic. Am și pot să zic că am gătit mai devreme. Nu zic ce. Da, corect. Noi am avut un episod de gătit. Tocmai ce am filmat un episod de gătit, care o să urmez să fie postat, cred că săptămâna următoare. Și, na. Vă zic un spoiler mic, am lovit-o cu făgălețul. Cu spatula, cu spatula, da. Nu cu făcălețul. Și mi-a plăcut. Și mie. Opa! Arată-mi pula. Nu că tu n-ai. Okay. Bă, n-ai de unde să știi. Dacă vrei să te servești cu orice așa aici. Mulțumesc, da. Să bei apă, dacă mai vrei să-mi zici că o să-ți spun. Avem acolo hârtie igienică din cauza lui Elena, îi curge nasul, are muci. M-a așteptat ca pe o doamnă. Hai sus! Sus! Am rinită alergică. Așa și este. Mie o să-mi curgă ochii și nasul până în toamnă, cred. Și atunci o să... Mă cac! Nu-i... opa! Da. Deci te-ai simțit bine la gătit, înseamnă? M-am simțit foarte bine. Cum a fost experiența? Foarte ok. Opa. M-am distrat, mai vin. Mai vin? Da. Pentru tine cum a fost? La mine a fost foarte ciudat să gătesc cu o femeie. Păi te-am mai văzut gătind cu o femeie. Era, a fost bărbat. Nu e adevărat. Wow! Cred că vrea să zic o femeie adevărat. Oh. Uite, operatorul, operatul nostru știe. Da. Opa. Bine, păi atunci o să începem această seară așa, mai pe pizdă. Mai pe light, știi? Să nu-ți fie rușine, nu. Să știi, poți să fii tu însăți, da. Văd că ai emoții. Cred că este primul live pe care ești primul meu live. Sunt primul. Și nu mint. Apa? Cred că e primul live, da. E primul live în care ai fost? Da. Deci n-ai fost acum niciun live. Am fost în podcasturi, dar nu am fost, am fost în podcasturi și am fost în emisiuni live, dar nu am fost în live-uri de genul ăsta. Am înțeles. Okay. Da. Păi, e foarte bine, înseamnă că o să fie ceva nou și pentru ea. Și sper să-ți placă. Nu uitați că la 1000 de like-uri avem challenge-ul cu Unleash de Tourette. Dacă vă aduceți aminte că noi avem întrebări pentru Tourette, în care Elena o să-mi pună câteva întrebări și o să mă abțin, iar Tourette-ul meu o să-ți răspundă cu mare drag. Excelent, excelent. Cred că e cumva deja am pus o semnătură cu treaba asta și cred că să fie ceva foarte interesant. Bun, să începem. Spune-ne, te rog. Zi. Ai spălat?
Activat. S-a activat? Da. Gata. Am spălat. Spune-mi, te rog, cine ești tu, Elena Voineag? Cine e Elena Voineag? Preferam prima întrebare. Pentru că întrebarea, știi, trebuie să știe toată lumea cine ești tu, de unde vii, și mai departe. Ah. Sunt din București. Wow! Sunt actriță, mm-hmm, fac stand-up comedy. Ce să mai zic? Am fost la MTV. Opa. A, da, chiar, mă, uite, am uitat de chestia asta. Da. Tu ai fost la MTV? Am fost VJ vreo 7 ani. Opa. Am fost la un casting și eram cea mai mică, aveam 17 ani. Da. Am prins și eu. Ce făceam exact la MTV? Băi, de toate, reporter, texte, cred că în afară de editare, dar și asta făceam, dar cu editorul lângă mine, că sunt mega tehnică. Ok. Aveam la un moment dat cele mai multe emisiuni. Eram această Mirela Vaida a MTV-ului. Le aveam pe toate. Ți-ai luat și tu o piatră? Nu, m-am gândit că asta o să zici. Te-ai gândit, nu? Da. Wow. De toate am învățat. A fost o școală foarte bună. Mm. Da. Cât timp? Ai zis 7 ani? Cred că vreo 7 ani, da. 7 ani ai zis. Da, când am intrat eram cea mai mică. Aveam 17 ani, nici nu găseau o formulă legală să mă plătească, sau cel puțin așa m-au mințit. Vreo câteva luni. Da. Tipic românesc, nu? Da. Da, nu, a fost mișto, chiar a fost mișto. Se blochează? Nu se blochează, Andrei. Pardon, dacă am țipat. Trebuie să schimbe rezoluția. Am înțeles. Deci chat, dacă e ceva să schimbați, vă rog. Și dacă aveți și voi întrebări pentru Elena, să știți că puteți să-i puneți întrebări și o să revin și la voi. Voiam să explodez. Da, am uitat că pe Elena o mai cheamă câteva din medici și Atomic, nu? Mi-ai povestit. Nu, am zis că am o glumă despre mine, că sunt atomică. Pentru că am fost concepută la Cernavodă. Nu știu dacă interesează pe cineva, dar... Bun, și după MTV, cam pe unde pe ce te-ai axat cel mai important? Cel după mai mult, MTV, zicem așa. Nu știu, am fost și la... Arată-mi tot ce ai! De fapt, zi-mi tot ce ai. Da. Persim că live-ul ăsta o să fie pervers. Da. Da. Da, 100%. Eu îmi cer scuze din avans. Stai liniștit. Opa. Pufarine. Imediat mă relaxez. Ok. Sunt gay. Păi am fost prin mai multe televiziuni. După care am făcut o pauză și am făcut un ATC-ul, după care am jucat, după care am scris o piesă, după care m-am apucat de stand-up. Dar asta într-un interval așa scurt sau gen? Păi de la 17 ani până acum. Am înțeles. Acum câți ani ai? 36. Mulți înainte. Mulțumesc. Nu se vede. Se zice sănătate. Mulțumesc, mi s-a mai spus. Păi de ce să nu zic mulți înainte? Hai mă, glumesc. Care 28. Nu, are 34. 36. A. Nu fi obraznic. Ești bună. Mulțumesc. Ăsta a fost tic sau ai vrut să zici? Nu, serios, acum te întreb, a fost tic? Nu, n-am zis eu. A fost tic? A, da, a fost tic. A fost tic. Bă, să fie privit. Mi-e rușine de mine, să știi. A. Mă simt foarte persecutat. De cine? De tine. De mine? Da, ești o fată foarte frumoasă și... Pff, mulțumesc! Dar de ce ai făcut? De ce ai făcut? Nu te simți? Ba da! Dar mi s-a părut că faci o glumă. Nu! Nu? Nu, chiar ești o femeie foarte frumoasă. Ești femeie pentru că ai 36 de ani. Dar și dacă are 36 de ani, e tot fată, până la urmă. Femeie. Fată mare! A fost. Opa. Bine, a fost. Să trecem înapoi puțin. Deci tu în parcursul ăsta de la vârsta de 17 ani, practic tu ai început... Am început cu televiziunea. Actorie, dar, să zicem așa, nu? Dar în televiziune am învățat să fac de toate. Ți-am zis, de la reportereală, la cum se scrie un text. Uh-huh. Și de exemplu, chiar dacă m-am apucat târziu de stand-up... Chestiile astea au contat foarte mult, că n-a fost ca și când aș fi luat tot de la zero. Da. Știi? Da, da, da. Că na, la actorie înveți interpretare, în televiziune înveți cum se face un text. Te-ai făcut cursuri de actorie? Am făcut facultatea de actorie. Facultatea de actorie, am înțeles. Da. Deci ai terminat facultatea de actorie. Da. Și ai avut un plan, deci planul tău practic era să ajungi unde ești acum, nu? Da. Cumva? Da. În filme ai jucat până acum? Da. În ce film ai jucat? Apar și pe Netflix. Zău? Da.
Apari? O să apari? Nu, nu, apar. În ce film? Apar... În Vlad! Apar în filmul lui Dan Chișu, Nouă povești de dragoste. Nouă povești în pandemie sau ceva de genul. Și mai apar în filmul lui Călin Nețăr. Da, apar ca actor principal sau secundar? Ei, sau figurație? Nu apar ca actor. Nu, nu. Și secundar și figurație. Uh-huh. Mai apar în filmul În scurt circuit al lui Saizescu. Opa. Zici că o dăm în discuție de-aia culturală. Hai cu pizdă, cu buci, cu alea. Arătați-mi pula. Mă simt și prost așa. Dar nu ai de ce. Nu m-am gândit, na. Nici nu, 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 și nici nu-mi place să zic așa CV-ul. Dar nu, noi acum te cunoaște pe tine, știi? Ah, okay. Și oamenii care se uită la noi te cunosc pe tine, te văd. Bine, cum ești. Și am fost pufarine. Mulțumită lui Micuțu, ca să zic așa. Fute. Care a avut încredere. Nu pot, băi, că e ocupat. Este luat, tai fotol. Am fost prima femeie care a făcut roast la noi. Și când s-a făcut primul roast, roastul lui Dorian. Ok, da. Deci atunci ai făcut roastul lui. Atunci, deci a fost primul roast făcut la noi. Am fost prima femeie și singura din line-up. Uh-huh. Și a fost și prima dată când am urcat pe scenă ca stand-up-er. Opa. Da. Și eram, îți dai seama, erau toți ăștia tari. Și eram, zic, mamă, ce caut eu aici. Și am aprins microbul, cumva. Normal, pe cum să nu te prindă? Da, te prinde rău, și pe mine m-a aprins rău. Ce, microbul de stand-up? De stand-up, de televiziuni și treburi de genul. De a face content, cumva să fiu acolo, știi? Să fac ceva. Să știu că am făcut ceva, că am contat sau ceva de genul. Ok. Și după faza de MTV ai zis că ai jucat în filmele astea două de care mi-ai spus. Mai târziu, da. Mai târziu? Da. Ok. Și pe stand-up, de stand-up când ai apucat? Contrar aparențelor, m-am apucat foarte târziu. Eu m-am ești apucat... Wow. Deci după roast-urile alea am făcut o pauză de 2 ani. Da. Că mi-era frică să urc. Mm-hmm. Și... Eu am apucat, practic, înainte de pandemie, să fac un an și vreo 2 luni. Arată-mi pula! Scuze că am zis așa nervos, dar știu că n-ai... Nu, dar am coaie foarte mari, dacă vrei. Da. Așa. Deci am apucat să fac... Și îți dai seama, un an și câteva luni în care nu urci în fiecare seară. Dar a fost bine și mi-a plăcut. Și te-a prins. Și m-a prins, da. La umor, cum a fost? Băi... Asta a fost prima oară când ai fost la Emor, nu? Da. Sezonul 9. Da. Cu tine. Care mi-ai luat banii, mâncai mei pula. Îmi pare rău. Aoleu. Ți-o mănânc. Nu. Pizda. Ce plăcere, Andrei, pe tine. Ai găsit o femeie adevărată și gata, început. Trebuie să mă calmez puțin. Da. Îmi place pula. Pa. Ok. Băi, a fost... Îmi pare... Data viitoare, dacă mă mai duc, o să fiu mult mai relaxată. Ar trebui. Mi-am făcut niște filme foarte proaste înainte, m-a luat anxietate, adică mi-a fost frică. Uh-huh. Și mi s-a părut stresantă partea din holding, de toate orele alea petrecute înainte. Pe scenă m-am simțit foarte bine, dar mi s-au părut stresante orele alea de dinainte. Uh-huh. Da, în rest mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut că mi-ai luat banii, fătute. Nu mă, că știi că oamenii au votat pentru că le-au fost milă de mine, nu? Ei, da. Adică uitați-i și pe martologul ăsta care are și el turet și n-are bani, nici dinți în gură nu are. Am și o întrebare. Da. Opa! Ideea cu filmulețul cu bunica ta. Da. A fost ideea ta sau a fost ideea echipei de producție? Nu, ideea mea. Fu-te în gură. Wow! Nu, a fost ideea mea. Ăla a fost golden buzzer-ul. Deci, nu că n-ai fi tu bun și că simpatic și că whatever. Păi nu, că n-am fost. Eu zic sincer că eu în finală nu prea am fost bun. A fost perversă rău mișcarea și foarte bună. A fost foarte perversă. Bună. Pufarine. Deci, plângea și cai de la Drix să dea naiba. Eu eram acolo în holding, eram, dați-i bani, eu nu știu că și eu particip lui, dați. Doamne, ce drăguț să-i bosa mare. Ai fut eu? What the fuck, nu.
mamă, unde te-ai dus? Băi, Andrei, mamă. Și aici e vorba de bunica mea, știi? Da. N-ai, tu n-ai limite, bă, băiatule, bă. Eu? Ah, opa. Arată. Așa. Opa. Nu mai știu ce m-ai întrebat. Nu, ziceam de amor vorbeam. Experiența cum ai trăit-o. Îmi pare rău că nu m-am bucurat mai mult și că am fost prea stresată. Anaconda. Și că am avut emoții mari. Anaconda, hai sus. Anaconda. Dar per total, mi se pare foarte tare să, de orice ți-e frică, să te expui. Acolo să te duci. Care a fost cea mai nașpa experiență pe care ai avut-o, să zicem așa, la stand-up sau zonele astea de artistice? Când am avut recent o seară în care eu am fost execrabilă. Scuză-mă puțin. Ce am făcut? Mă refeream la cadru. Să mai schimb din când în când. Ce sunet? Sau de prea tare? Da. Oh, wow! Asta făceam. Ah, bun. Continuă, te rog. Scuză-mă că te-am întrerupt. Ah, probleme tehnice. Nu e problemă. Pa! Am avut o seară execrabilă. Eram după pauză. N-am dat prea mare. Adică textul mersese foarte bine în afara Bucureștiului. Nu l-am nu l-am adaptat, nu l-am, aveam și emoții și n-am fost atentă nici la livrare. Opa. Și a fost era o liniște în sală. Mănâncă mormântală. Și era și deschiderea de full. Te speria cumva treaba asta, nu? Noroc, a fost deschiderea, iar după aia a fost imediat închiderea. Dar acum, nu weekendul ăsta, weekendul următor, redeschidem, param, papam, terasa de full. Hap, la asta nu te gândeai. Eu nu o să vin. De ce? Mi-e frică. Tot timpul ne e frică. Apoi de asta nu știați. Că tot timpul e posibil să dau un bar rău dacă mă duc la de full. De ce? Aoleu! Am dat eu și n-am murit. Asta e. Bă, da. Deci, așa, dar a fost a fost deschiderea aia neoficială, că după aia oricum ne-au închis la loc. Și la mine erau toți ăștia șmecherii în line-up. Și m-am dus eu cu un text care a mers în provincie, netestat, nimic decât acolo. Băi, și era o liniște mormântală. Eu transpiram. Deci ziceam așa textul, eram la modul, ține-mă, Doamne, să nu mor, dar fă o gaură în scenă să intru în ea. Și și au fost două momente culminante ale rușinii. Ale rușinii, de ce? La un moment dat, în liniștea aia mormântală, un domn din dreapta se aude făcând... Adică ăla își dorea să moară mai tare decât mine pe momentul meu. Și colac peste pupăză, la final... Eu oricum nu știam cum să plec mai repede de acolo. Era și Dan Badea în public, care pur și simplu a venit așa la mine părintește și a zis: ce-a fost asta, Leanu? Al doilea moment în care aș fi vrut să mă evapor. Dar asta nu înseamnă că nu o să urc din nou la deschiderea terasei de full, nu weekendul ăsta, weekendul viitor. O să urci din nou. Ești ok? O să urcăm soși. Nu, te văd că ești tremuri. Nu. S-au tremurat buzele, nu buzele, fălcile. Mănâncă un hamster de aia. Doamne. Nu, dar serios, mă uitam la tine. Mă și sperii. Nu, mă uitam la tine și așa se făceau fălcile. Bine, nu mai ronțăi, gata. Nu poți să ronțăi. Nu mai ronțăi. Bagă în tine! Bagă tu în tine. Deci asta, cam doar asta a fost singura experiență așa nașpa pe care ai avut-o? Băi, cum ți se pare când... nu prea, să știi că am fost norocoasă. În afară de asta nu am avut experiență nașpa pe scenă. Cum ți se pare în momentul în care ești la show și ești întreruptă de oamenii de acolo? Opa! Rătați-mi în pula! Când ai o seară bună, le răspunzi și este foarte mișto. Poate chiar să-ți dea dacă ești un pic sub energie. Dacă nimerești un heckler și dai un răspuns și toată sala râde, de acolo te-ai ridicat din nou. Da. Știi? Nu ți s-a întâmplat? Mie nu. Adică am avut o fază, dar nu prea am băgat eu de seamă. La mine nu prea. Nu știu, nu s-a întâmplat, știi, până acum. Că nici n-am avut eu cine știe ce show-uri, adică... Am avut un singur show la Brașov în care am subtă. Da, asta am avut. Am luat tot publicul. Ai fost obosit după aia?
După. Mi-am crezut că se refera la număr, dar nu, de fapt știu la ce s-a referit după aia. Opa. Mă gândesc că cât erau, 40? Nu erau 100 mult. Ceva de persoane. Da. Opa. Da. Nu, 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 nu se întâmplă asta. Dar, na, sper să nu se întâmple prea tare, știi? Ba. Da, acum... Auleu! Tu ca un om, să presupunem că eu adineori n-aș fi fost ok, știi? Adică? Adică, fiind anxioasă, probabil că n-aș fi, să zicem că n-aș fi fost ok. Și tu ca un om anxios, știi că cea mai proastă întrebare când vezi că un om anxios eventual nu se simte bine este să-i zici, ești ok? A, nu. Băi, tu poate zici, bă, poate mă simt un pic rău, bă, dacă... Da, ești ok. Bă, și când vine cineva și zice, ești ok? Mamă, brus, zici, bă, aoleu, mă ia toate boalele, de fapt. Aoleu, stai. Ești anxioasă de mult timp? Cred că de când eram mică. De când aveam o învățătoare care ne... Dar noi nu știam că pe vremea aia se cheamă anxietate. Aveam o învățătoare tâmpită. Futea. O fut dracii, că a murit. Doamne, iartă-mă. O să înțelegeți de ce spun asta. Pufarine. Ne bătea foarte rău. Zău. Pe vremea aia eu râd acum când văd că orice subiect când pălmuiește una un copil devine subiect de știri, ceea ce mi se pare corect. Uh-huh. La noi era la ordinea zilei. Ne era și frică să spunem acasă. Da. Da. Și da, că făcea din nou. Nu, pur și simplu, era un abuz și în clasa întâi nu înțelegi că este un abuz. Da. Și la un moment dat am sesizat că, bine, deci făcea din asta, ține de la bătăi, la, nu știu, pe fete le ridica așa de păr și le dădea cu capul de tablă. Da, 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 da. Și fii atent că chestia sinistră. Toată lumea pute. Voia să dea copiii la clasa ei, pentru că întotdeauna, în fiecare an, clasa ei ieșea cea mai bună. Dar nimeni nu-și punea problema de ce. Nu pentru că ne educa. Noi toți învățam de frică. Și am realizat la un moment dat, în drum spre școală, dimineața, în primul rând, niciodată nu aveam chef să mă duc. Deși învățam, eram 10 pe linie, tot cilară, ce vrei tu. Da. Și am sesizat pe drum că tremuram. Și îți dai seama că abia când am citit 20 de ani mai târziu am înțeles că era debutul anxietății. Care e? E un monstruleț cu care trești. Da, îți place? Monstrulețul? Mm-hmm. Nu, îl urăsc. Nu te gândești că poate monstrulețul ăsta te-a ajutat să te maturizezi? Nu m-am maturizat. Să mor tu! Nu sunt. Sunt cel mai imatur om pe care îl știi. Da. Uite, eu cred că m-am maturizat și probabil și mulți alții, știi? Bine, zici tu că anxietatea te-a maturizat? Dacă ai dat timpul, dacă ai avea ocazia să dai timpul înapoi, ai face-o? Vis-a-vis de treaba asta cu anxietatea sau în general? De orice, în general. Nu. Ar fi ceva ce ai vrea să schimbi? Vrei să zic acum clișeul ăla de... instagramistă cu nu pentru că lucrurile prin care ai trecut te-au făcut omul care ești astăzi. Dar asta așa e cum? Păi așa e. Da, dacă stai să te gândești logic, normal că ai vrea să schimbi unele lucruri. Mamă, tot în mine să zic. Ce? Dar zi! Ce-ți vine să zici? Nu. Zi! Nu, că tot... Zi! Știi că ești ca aia cu... Să zic ceva, dar zic mai încolo. Eu nu suport oamenii care fac chestia asta. Bine, dar nu, era tic. Eu mă abțin acum, știi? Păi da, zi! Nu. Care era ticul? Uite, pizdă? Da, gata, am zis. Da. Păi da, zici tot timpul, ce contează? Nu, zic mai mult mai des zic pulă decât pizdă. Păi da, eu zic că este un început mai bun să zici pizdă mai mult decât pulă. Ar fi... Ar fi cazul. Na. O să trec puțin și prin chat. Aole, aole, Nicule. Hai că am fost serioși până acum, trebuie să... Mamă, dar cât mănâncă? Cine? Tu? Eu? Elena? Ronțe. Nu vedeți că e slabă? Da. Mai din eșec înveți, din câștig n-ai ce. Mare fizolof. Mă, ce prost, nu mai știu română. Acum m-am speriat, sunt grasă pe cameră. Luca, să mersi mult de tot pentru donație, frate, să română. Citeți ce mi-apare aici. Ia uite, fii atent, un hate.
Mi se pare doar unul. Că nu are simțul umorului Voineag. Da, bine. Tu crezi asta? Nu. Foarte bine. Deci l-are foarte dezvoltat. E din cauza că discuția a fost... Opa! Am dus discuția foarte în serios. Pe-am dus, trebuia să o facem puțin în serios, știi? Așa m-am... Ești din București, da. Hei, Andrei, salut! Bună, Ada! Frumoasă tu în soarea. La, cred că la tine nu, se referă. Mine nu, la mine nu. La mine e nașpa. Arată-mi pula! Ah, opa! Andrei, ai săpat mult după Voineag, dar cum să nu? Rău de tot! Cam atât de mult am săpat. Da. Eu în general îmi iau foarte, foarte mare hate pe net. N-ai de ce. Da, știu, dar... Nu prea e, de ce ți-ar dea, de ce ai primit hate? Nu știu. Salută, te salută! Te salută Ghioc Mădălin. Salut Ghioc Mădălin. Salută Mădălin, te pup, bro. Urmează să vină și el la podcast. Da. Da. Ghioc. Am zis Cătălin? Da. Mădălin. Mădălin. Eu prost. Nu mai știi, nu știi cine e Ghioc? Ba da. Ai văzut. Hai că iar te bagă taurete în belele, dar mai tot timpul, frate. Vin și eu să-ți o arăt. Bine, Tony. Uite, e și Tony cu noi. În momentul în care zic că arată în pula, el insistă foarte mult să-mi arată, știi? Dar în fericire nu mi-arată și sper să nu se întâmple asta. Ah, mă cac în sus. N-aș putea. Nu e hate, departe gândul. Mă bucur că încă există femei cu umor. Mulțumesc. Cum ți se par oamenii care zic zine o glumă? Zici, te mergi pe stradă, te cunoaști, zice, zine o glumă. Nu, ah, la mine era aia cu opa. Actrițele poate să plângă, eram la un șpriț, la o masă, la ceva și dacă le zici că, sunt că ești actor sau actriță, e, poți să plângi la comandă? Zic, da, boss, acum la nuntă mă apuc. Da, poți să plângi la comandă? Da. Fă. Cum crezi că am ținut relații de 5 și 10 ani? Vrea să plece prost? Știi? Și te ajută și alergia, știi? Ce mă ajută? Alergia. Alergia, da. Da. Exact. Pare natural. Genial. Da. Are perucă? Cum să aibă perucă? Nu are perucă. Nu-i perucă. E păr natural. Pot să vă garantez pentru că am tras de el în bucătărie. În timp ce mă speng cu ea cu o spatulă. Și credeți că este o glumă, dar nu. O să vedeți. Da. Da. Să mă anunț, te rog frumos, Hack, când avem 1000 de like-uri ca să începem... 386. Și partea... Nu uitați să apăsați de butonul de like ca să începem. Așa, bun. Să trecem la următoarea întrebare. Nu este perucă. Mi-am făcut epilare definitivă și din părul, că nu am bani de extensii, din părul luat de pe corp, mi l-am pus pe cap. Cui mi-a dat acest așa. Hate dar nu ai mascat. Primit hate. Hey. Că nu e, nu, tu crezi că e hate? A fost glumă? Da. Bine, atunci scuze. Bun. Fii atentă. Nu, chiar e, uneori e din cauza că în scris nu vezi tonul, nu poți să-ți dai seama. Că sunt foarte mulți oameni foarte drăguți care pe mes îmi scriu glume și ei vor să fie simpatici. Chiar și când sunt răutăcioși. Dar probabil că e vorba de ton, știi? Și în scris nu poți să-ți dai seama. Bă, da, stai cumva, da. Opa! Hai, zi-mi și mie, care este principala schimbare pe care ar trebui să o faci anul acesta în viața ta? Aha! Mamă, zici că i-am dat un headshot, știi? Să am mai mulți bani pe card. Atât? Să fiu mai puțin leneșă. Ok. Da. De ce? Te consider că ești leneșă și... Sunt un om foarte leneș, da. Andrei, corută unde? Părul meu s-a schimbat. De ce crezi că ești foarte leneșă? Așa m-am născut. Deci când ai ieșit erai gen... Păi da, că am fost prin cezariană, mă. Deci nici să ies nu am vrut. Eram, bă, mai vreau să dorm un pic. Și cum stai pe partea de glume atunci? Cum îți scrii tu materialul dacă, de exemplu, să zicem că îți programezi un eveniment, da? Da. Mi-sugi? Nu tu. Nimeni nu trebuie să mi-sugă. Asta s-a întâmplat cu Bendea.
mă rog, în fine. Când ești... Poți să ronțui sau rău să zici că îmi tremură vâlcile? Nu, nu, poți să ronțui, nu ești. Bine. Nu. Îți faci... nu numărul. Deci... Când scriu. Îți setezi un show eveniment. Și trebuie să scrii. Mm-hmm. Ah, opa! Cum te descurci cu scrisul? Dacă ai și predele astea de... Nu neapărat lene, hai să zic că nu e lene, dar e acolo. Nechef, știi? Ah! Pufarine sexuale. Wow! Nu funcționez fără deadline. Oricum îl dau eu, oricum îl dă altcineva, trebuie să am un deadline. Ok. Și neapărat. Neapărat. Altfel nu, altfel pot să mă lungesc până da. Ajung ca baba din Titanic, știi? Atunci mă duc la show la Ploiești. Se întâmplă, de exemplu, la chefuri, apropo de cât de leneșă sunt, la chefuri să zic chestii, toată lumea să râdă și la un moment dat s-au enervat prietenii mei atât de tare că nu mi le notez, că au început ei să și le noteze în telefon. Ne mulțumesc pe această ocazie că mă suportă. Și acum, de exemplu, când o să am nevoie, o să mi le trimită pe WhatsApp și o să construiesc pe premizele alea. Deci, îți notez chestii, mai întreb lume, băi, despre ce să scriu, se mai naște ideea. Uite, acum dacă am vorbit cu tine despre anxietate, o să mă gândesc cum să fac un număr despre chestia asta care să nu fie serios și trist și fără simțul umorului. Mm-hmm. Și pot să construiesc pe asta. Trebuie să... Băi, a fost foarte greu în pandemia asta, că atunci când stai în sucul tău propriu și nu te înconjori de anumiți oameni și anumite energii, e foarte greu să stai așa și să scrii ceva funny. Ai încercat? Da. Și? Nu, cred că vreo 2-3 mi-au ieșit bune, restul sunt de aruncat, da. În schimb, cum am fost la o nuntă, cum m-am întâlnit cu tine, cum m-am mai întâlnit cu niște oameni, 3 weekenduri, deja mi-au venit o grămadă de idei. Contează chestia asta și de-aia ne-a afectat pandemia foarte mult. În afară de exercițiul la livrare, care se va simți clar, că e ca la sportivi. Da, dacă nu exersezi, se cam atrofiază. Oricâtă tehnică ai avea. Opa! Caca! E și aia, adică știi, dacă stai singur la Netflix, cât să scrii despre vecini și despre pandemie? Dai seama acum, toți o să venim cu glume despre chestia asta, cum a fost să fim în pandemie singuri și depresivi și săraci. Nu că ar fi ceva rău, adică o să venim și cu glume de astea, pentru că normal că toată lumea o să relaționeze. Da. Da, ce? Care este cel mai mare defect al tău, Andrei? Zi-mă care e cel mai mare defect al tău. Eu am zis că-s leneșe, zi tu. Deci, care este cel mai defect al meu, da? Cel mai mare defect al tău. Cel mai mare defect al meu, singurătate. E căcat, ăsta nu e un defect. Cum să nu, eu sunt defect pentru că mă simt defect. Nu-mi place să fiu singur niciodată. Și dacă sunt lăsat singur. Dar cred că cumva defectul ăla defect... Stai să mă gândesc, că nu prea m-am gândit vreodată la chestia asta, era un defect de-a meu. Fizic sau... Rahat, mă interesează pe mine fizic. Că fizic total, adică poți să zic știi. Și că fizic daună totală. Nu sunt de acord, dar mă rog. Și nici nu îmi plac glumele legate de defecte fizice și mi se par la prima mână și lame. Aoleu, sunt gay! Asta nici ăsta nu. Nu știu. Cred că uneori iau prea... Uite că am găsit. Ia. Gata. Put! Nu pot. Nu, okay. Deci defectul, cred că cel mai mare defect este ăla în care mie nu mă confrunt cu oamenii suficient de mult și sunt lăsat să fiu luat de prost. Asta e un defect. Adică în loc să-i zic omului în față, eu țin în mine, înțelegi? Da, foarte prost. Țin în mine și nu-i zic omului. Și după aia lasă să-și facă damblaua, și face damblaua și tot și-o face, știi? Până o să fie un moment în care explodezi și atunci chiar nu o să, știi, o să fie de ampule. Arată-mi... Mamă, ce m-am abținut la asta. Cam nu să-i zic arată-mi pizdă. Dar este un progres față de arată-mi pula. Da. Nu știu. Alex, da. Poți să-mi dai un glow? Auzi, am realizat de ce m-ai văzut tu verde. Da.
de ce m-ai văzut tu verde mai devreme și într-adevăr eram, băi, chestia aia din spate pentru sunet îmi dă o senzație de amețeală fantastică. Amețești de la asta? Da, pentru că mă uit la tine și văd toate pătrățelele astea așa. Adică și să nu da, fără să vreau. Să leșin pe aici. Da, îți dai seama, o să cad și în pivnița asta a ta. O susțin pe Elena, are dreptate. Da, astea când te uiți de aproape la ele sunt mega dubioase. Vă pup chiar și vă mulțumesc că sunteți atâția. Nu uitați să apăsați butonul de like ca să putem începe și noi. Și bineînțeles ne ajută și pe noi la recomandare. Și apreciez foarte mult susținerea voastră. Arătați-mi tot ce aveți. Iar când că dacă moment, stau așa pe spate mă relaxez. Dar sper să mă mai aud. Da, dar a plecat Alex de lângă noi. Nu, e ok. Ce părere ai despre Alex? E pute! E foarte caterincă. Iar eu deja sunt aici cu voi de câte ore? De la 5 jumate. La 5. Trebuia să fii la 5 aici. Și ai întârziat. Păi da, dar tu stai în Narnia, tu stai unde se termină pământul. Hai sus. Și am prins un trafic înfiorător. Hai că nu e așa de mare trafic în București. Na. Adică ți-a zis care e experiența la mine. O oră am făcut. Bine, poate e și departe, Ana are mere. Din sectorul 3. Ok. O oră. Așa. Și m-am simțit foarte bine. Mă bucur. Ce poți să ne mai povestești despre tine? În afară de faptul că eu urmează să-ți pun niște întrebări de ochiate. Cum ar da, fi? Nu, așa, cum mai zine, știi asta cum mai zine despre tine ca aia, bine, cu glumesc. Ce faci? Tu nu, voi nu știți, asta ce nu vreau să întreb. Voi știți ce să răspundeți în momentul în care cineva vă întreabă? Uite de acolo, că acum e mijlocul. Voi știți ce să răspundeți când cineva vă întreabă? Ce faci? Bine tu? Bine tu, atât, like. Mai altceva nu n-ai. Eu cred că cea mai bună metodă de a deschide o conversație este aia pe care ți-am zis o ție, cu Nutella. Cu Nutella? Da. Stai că nu mai ce mi-ai zis? Dacă îți place Nutella. Așa? Și ai zis că da. Și ai zis că vreau să te mâzglesc în Nutella și să te domin ca pe un cartof obraznic. Da, o să... A fost printre cele mai frumoase complimente pe care le-am... Dar nu vreau... De glos ziceam. Da. De-al tău. E bine că nu l-ai pus să urce și să coboare 130 de trepte. Păi nu, băi, cum îl suporți? Obișnuința. Doamne. Ca într-o căsnicie, obișnuința. Da. Deci a fost printre cele mai... Unde mă uit, mă, Alex? Aici, în mijloc. În mijloc. Mulțumesc, iubire. Arată-o, pula! Da, mă rog. Sunt gay. Home alone! Elena, pute! Nu pute. A fost cel mai frumos compliment pe care mi l-a făcut cineva. A zis că vrea să mă ungă cu Nutella și să mă domine ca pe un cartof obraznic. Mi s-a părut excelent. Da. Nu e așa că am fost original? Ba da, dacă ai fost ceva, ai fost original. Pa. Andrei, da. Erai original dacă îmi ziceai să aduc cablu. Ca să ce? Să-ți încarci. Nu, trebuie, bosule. Andrei, fii binecuvântat, omule. Mulțumesc mult de tot. Ai fost romantic, bineînțeles. Da, chiar a fost. Dar dacă vă uitați la Elena, v-am zis că este o fată foarte frumoasă și... nu pot să mă joc cu ea așa cum vrea, pentru că respect femeile și bărbații. Mai tare, Andrei, și ca bărbații. Da, bun. Spune-mi, povestește-mi puțin despre... Deci, după Aimor. Ce s-a întâmplat după Aimor? Opa! Ca și în cazul multora, fix pula. De ce? Dar de ce mulți care merg, de exemplu, la concursuri? Ah, nu mint, mi-am luat foarte mult hate pe net. Și tu ai zis că ți-ai luat hate, dar nu știu unde ți-ai luat tu hate, că m-am uitat și la tine și nu ți-ai luat hate. Eu mi-am luat hate. Da? Eu mi-am luat hate. Ți-ai luat hate? Bineînțeles. Băi, din ce am citit eu și a început, deci toți erau. Grasă, dezgropată, bătrână. Da, mă rog, în seria asta. Stai. Hai sus. N-are umor. Bă, și dacă te să mă ierte Dumnezeu, că ți-am zis, urăsc să mă iau, adică nu e vorba că mă iau de defecte fizice. Dar poți să vezi în privirea privirea unui om, inclusiv în poză, poți să vezi dacă e acolo în spatele ochilor ceva sau nu. Sau ăia care mă făceau grasă și urâtă, erau și de aia care aveau poză cu consoarta. Știi ăia care au pe Facebook poză ca la mormânt, de-aia el împreună cu ea, iar ea era mai mare decât el în poză, știi? Okay. Și m-am uitat la primele 10 și după aia am renunțat. Ce s-a întâmplat? Bă, dar uite, amândoi vorbeam că ne focusăm foarte tare pe partea negativă și am realizat că mănâncă cat acum. Nu.
am primit și foarte multe mesaje mișto. De încurajare, mă gândesc. Dar le-am primit pe Instagram. Pe rețelele, pe canalele personale, da. Pe nu tale. Ale ai umor. Ah, am înțeles. Dar... Opa! Bă, e mișto oricum, adică până la urmă am ajuns în finală, eu sunt foarte mândră de ce am făcut, sunt, adică niște oameni m-au susținut. Pe scenă, efectiv, m-am simțit foarte bine. În finală? Și în finală, și mi-am demonstrat că am putut să scriu în 10 ore un material despre care Chelu a zis, Chelu și Delia și Bendeac au zis că, bă, fata asta are ce căuta aici. Bă, da, pentru că, uite, că fix... Uite, mi-am uitat ideea. Ah, opa! N-ai nimic, mai stăm aici multe Continuă ore. De unde ai rămas. Păi asta era, că... Gata, mi-am rost aminte. Că suntem proști, că luăm în calcul, că luăm mai tare în calcul hate-ul decât niște chestii foarte importante. Exact. Deci asta s-a întâmplat. Am prins mai multă încredere în mine. Mi-a fost foarte frică să particip la umor, dar am ajuns în finală. Și probabil că mă știe mai multă lume acum, indiferent că mă place sau nu mă place, că e clar. Nu poți să-i mulțumești pe toți. Da. Asta niciodată, știi? Decât dacă ești Jenna Jameson. Eu voiam să zic că tu, când ai intrat în finală, tu aveai foarte puțin timp să scrii, pentru că semifinala abia se difuzează și după aia urma să filmezi finala, în a doua zi. Am venit spartă de... Nu spartă de altceva, spartă de... Buf. De... spartă de... nesomn. Și la un moment dat eram cu pupitrul ăla cu ai omor în față și eu mă țineam de el. Părea că stau cool așa, dar eu mă țineam să nu-mi cadă capul pe acolo. Da, am avut foarte puțin timp și am scris și... Sunt mândră de ce am scris. Adică... Pentru cât timp am avut la dispoziție, a fost ok. Păi tu și Fakirul. Eu și cu Fakirul am ajuns în... Din Periș! Din Periș am ajuns în finală. Da. Așa. Ce să zic mai mult de atât? Ăsta mi-e nivelul. Hai buci? Adică am buci, da. Bun. Da. Ok. Și... Când ți-am zis cum a fost după Ai Umor, mă refeream la dacă ce? Ai făcut ceva după Ai Umor. Păi după Ai Umor a venit din nou pandemia, adică ce să fac după Ai Umor? M-am dus acasă, m-am dus la mare. Păi era pandemie, ce să fac? Păi nu, dar gen mă refer dacă ai urcat undeva sau păi n-aveam unde să urc, direct. N-aveam unde să urc, era deja închis totul. A fost o încercare de redeschidere, ți-am zis. Opa! Acum câteva luni. A durat o săptămână sau două și redeschiderea va fi acum în vară. Ok, bun. Deci n-am avut ce să fac. M-am dus acasă și am dat de mâncare la câini. Ce să fac? Eu tot n-am înțeles în care cameră mă uit. În toate, uite-te în toate. În toate. Uite-te unde vrei. Mamă. Ah, uite-te la mine. Mă amețește frumusețea ta, chestia bine, aia din spate. Bine, uite-te acolo, din când în când. În mijloc. Bine, hai că până azi să mă uit unde vreau. Vă salut, da? vă salut tuturor cei care veniți aici, care sunteți noi, vă salut. Da. Arătați-mi pula. Nu mulțumesc. Ăsta e primul live pe care îl prind și eu. Te salut, Andra. Bravo, Elena. Mulțumesc. Vă salut din Germania, tot respectul. Salut, frate. Ana are mere, Ana are pere. Fute. Eu aș vrea să văd câți dintre cei care comentează negativ pe net au curajul să spună la acea persoană în viața reală? Niciodată. Niciunul, nu cred. Niciodată. Vă garantez. Pentru că trebuie să ai niște coaie extrem... Hai sănătate, uite, am zis adevărul, valoare. Trebuie să ai niște coaie extrem de mici, să deschizi tu laptopul și să încerci să pui întotdeauna mai multe cratime decât e cazul, că știi, au certat că nu puneau cratimele da, unde trebuie, iar acum le pun peste tot, ca să zici, nu știu care, știi, toate alea, fără nicio logică, fără niciun sens unui om pe care nu-l știi. Plus că mai e o chestie, noi avem o meserie în văzut tuturor, ori noi dacă avem o zi proastă, vin aia și zic, muie, ești de căcat, dar eu nu vin la tine la corporație sau la vulcanizare să zic, muie, mai, schimba cauciucul la prost. Adică, eu nu pot să știu cum ai fost tu la muncă în ziua respectivă. Da, am divagat, m-a luat turet. Deci,
Nu, răspunsul este, nu au niciodată curajul să vină să zică în față. Da. Niciodată nu mi s-a întâmplat. Uite, de la Underground, ești tare, Elena. Mulțumesc. Transmite-te, rog, i-am transmis. Mulțumesc. Când începe, vorbește cu Tauret. La 1000 de like-uri, câte like-uri avem? 643. Hai, încă 400 și ceva de like-uri și vă mulțumesc mult de tot pentru susținere. Înseamnă foarte mult. Hai, deci eu sigur mă uit. Mi se pare că... Nu știu. Sunt dezorientată, că mi-ai zis că asta e a mea, dar nu știu cum dai tu încadratorul. Zi, ca să nu mai știu. Opa! Nu, că mă amețește și chestia din spate, mă amețește și live-ul ăsta și după aia îmi zice că m-am înverzit la față și cad în pivniță și aia a fost tragic. O întrebare pentru tine. ar vrea, te întreabă Mădălin, te întreabă Ghioc, ar vrea Elena să participe la un vlog să interpreteze un personaj? La un? Vlog, te întreabă Ghioc. Da. De-o, gata. A mea. Deci Alex face semne ca stewardezele. Unde sunt ieșirile de urgență și nu e niciuna aici? Deci la asta pe mine. Bun. Deci femeia știe de ea, dar probabil că modul în care își articulează cuvintele, tonul, vocii stau, o dau drept arogantă. Asta, de-aia probabil își ia hate, dar nu prea fie, nu pare să fie. Are foarte mare dreptate. Opa! Are extrem de mare dreptate. Nu și pare arogantă aceeași... deloc pentru mine, de exemplu. Da, dar uite, dacă vorbesc așa, dai cumva de înțeles că ești arogantă. Și nici nu am voce din aia așa feminină. Am știi? N-am voce din aia feminină. Am voce ești din trans? Asta în... Nu, mi-am tăiat. Opa! Wow! Da, mă, deci dacă știi să articulezi și dacă ai aoleo, că am uitat să zic, asta ar de la una la altă. Dacă ai o părere foarte fermă și nu simți să fii, nu simți să fii amuzant când nu e cazul, aceeași problemă are micuțul de ani de zile. Deci toată lumea spune despre micuțul că este arogant. Băi, și nu are fir de aroganță în el. Nu știu, mi se pare că inteligența, să mă ierte Dumnezeu, a ajuns să pară aroganță, ceea ce mi se pare trist. Și revenind că la tine este problema, tu consideri că ai o problemă, că ții în tine și nu spui oamenilor în față când ai o problemă. Da. E, dacă spui oamenilor în față când ai o problemă, mai ales ca femeie, uite-o și pe asta. E arogantă, cine se crede, plus că îți faci și foarte mulți dușmani. Bă, da, într-un fel sau altul, îți dai seama că fiecare are acum... cum se cheamă, problema asta că... Gata, m-am prins. Ceva se întâmplă ciudat, știi? Și cumva, în momentul în care tu începi să-ți dai o părere sau îți pui opinia pe net, poate nu e hate-ul ăla, știi? Dar cumva, dacă ar fi construit altfel spus, știi, ca să nu pară hate, să pară cumva constructiv, poate ar ajuta, știi? Ar fi altfel. Bă, este uneori ca femeie este suficient să ai o siguranță de tine și... am zis bine, o siguranță de tine, nu pe tine, de tine. În tine. Nu. A fost dic. Opa. Am văzut ce ai făcut acolo. Nu, a fost dic. Păi da, știu că a fost dic. Opa. Da. Ai văzut cum se combină, ca să înțelegi? Da, preiei o idee serioasă și subconștientul tău o duce în porno. Da, exact, dar nu știu de ce. 703. Da, asta mi se întâmplă mie fără să am Turet. Da, tu n-ai, eu am. Dar eu le zic cu vocea, știi? Da. Eu le zic direct, adică... Toată lumea să ai pe Turetul. Și să auzi păstrat. Mișto. Acolo, opa! Mi s-ar părea mai amuzant decât fățărnicia și tristețea care este. Acum am uitat eu ce ziceam. Multă sănătate vă doresc și Elena de 30 de ani. A, Elena arată de 30 de ani, pardon. Da. În concluzie... 709 like-uri. În concluzie, când îl inviți pe micuțul? Eu, micuțul nu poate să urce la masă, vă zic eu. Adică... Rupe scala direct. Băi, vezi că face sport, omul, ce aveți? Nu, ideea este că micuțul m-a invitat pe mine la podcast. Așa, și de ce nu te-ai dus, mă? Păi mă duc. A, așa, numai că mi-a zis că pe la sfârșitul lunii aprilie, știi? Și... A, bun. Și? Mai... Păi și de ce nu te-ai dus? Pentru că aștept, nu-mi place să sunt cu omul, înțelegi? Mie dacă îmi zice omul că, bă, vezi cu tare așa... Poate prea să știu că am... Nu. Calmează-te. Nu insist. Știi? Da.
Nu mi se pare, nu mi se pare că ai fi insistat dacă dădeai un reminder, dar nu, i-am scris de câteva ori, i-am scris de vreo 3 ori. Dacă omul a zis că o să te cheme, o să te cheme. Da, exact, de aia nici nu vreau să insist. Ia uite, da. Avem aici de la Mihai Constantinescu. O știu pe Elena de mult, urmăresc stand-up de pe vremea cuvintelor vulgare ale lui Teo. Mi se pare foarte mișto atât ca om cât și ca comediant. Mulțumesc. Ești nebun. Fut-o. Doamne ajută la toată lumea. E cam mult? Da. Mă, nu. Băi, știi ce am... Vine, hai, dar să nu-mi tu ideea. Dar nu, bagă, că îmi place. Să da, astăzi, apropo, i-am zis lui Elena, fut-o rău. Și a zis că vrea. Ba. Doamne, le înțeleg ce am vrut să zic. Elena, lumea se hrănește cu problemele noastre și abia așteaptă să vorbești ca să poată să rupă din tine. Ești ok, bă? Da, mă duc jos. Ce s-a întâmplat? Sebastian Irima, mulțumesc mult de tot, frate, pentru membru focus în România. Noi avem aici un fel de membri, știi? Așa. Cei care doresc să contribuie la live-ul nostru cu ajutor social. Nu. Ba, suntem cazuri de ajutor social. E ok. Nu cu ajutor social. Așa. Să contribuie la live, să ne ajute să creștem tot mai mult. Au opțiunea să se pună membri, știi? E un fel de contribuție. Tare. Dacă dorești să știi că după ce pleci poți să-mi lași 100 de lei. După ce că mi-ai luat toți banii futute în aripă. Dar uite că am făcut ceva din ei, știi, și chiar în sincer că am ajutat. Singura chestie la care trebuie să mai lucrez sunt dinții. Mai durează încă puțin, dar mă rog. Eu am și o poză, am și logo-ul meu, știi? Logo-ul meu este pus taurete, adică da. Turet. L-am făcut ca un taur și are o cască de asta de bucătar, pentru că am asta cu gătitul. Și lângă da. Sunt eu făcut cu 3 dinți. Ce tare. Da, pot să te întreb acum care ce s-a întâmplat cu dinții? Dar o să-mi uit ideea și uităm să mai răspundem la oameni. Să nu-ți uiți ideea. Bine, încerc. Oh, wow! Da, la mine a fost o problemă foarte mare cu dinții pentru că eu am subt-o. Nu. Corect, nu. Tot timpul... Deci am avut niște probleme în copilărie cu dinții, mm-hmm. N-am avut grijă de ei. Mm-hmm. După aia au mai intervenit și alte chestii, m-am urcat pe ce nu trebuia să mă urc, două roți. Motor sau ce? Da, și așa. Acolo s-a întâmplat iarăși alte chestii și după aia n-am mai avut când și cu foarte costisitor, știi, și eu aveam un job care era plătit foarte prost, înțelegi? Mm-hmm. Și s-au dus ani și s-au deteriorat din ce în ce mai mult și în ce în ce mai mult și în ce mai mult, mm-hmm. Până am cam rămas fără ei. Mm-hmm. Și da, mi-e nașpa pentru că arată nașpa. Opa! Am pupat asfaltul, știi? Dar nu e vorba de sănătate. Mi-am dat seama. Eu am făcut același lucru cu o trotinetă. Aveam buza desticată și jumătate din dintele ăsta, de exemplu, nu este al meu. Dar este foarte important să te ocupi de ei. Uite, acum dacă tot ăștia care m-au făcut babă, măi, mamaie, mă! Ocupă-te, mă, mamaie, asta de ei. Asta e de la micuță? Da. Mă, mamaie, mă. Ai zis că duc banii aia de mi-ai luat, îți faci dinții, mă. Da, urmează. Să știți că i-am cerut, adică am vorbit înainte despre chestiile astea. Nu l-am întrebat așa de vită. Mi-a zis că vrea să vorbim despre asta. Da. Mamă, deci, m-a luat amețeala. Băi, mai devreme m-a luat pe mine, mă, ce-o fi? Ne deochiem unul pe altul sau ce facem? Bă, nu știu, e ciudat. Băi, ți-am zis, eu am crezut că e de la și tine. Și că am băut alcool, așa mă simt. Eu, da, nu serios, că când m-a întrebat dacă îmi tremură fălcile, ți-am zis, mă luase un pic cu vâș și am zis, bă, mi se pare mie. Zic, dar după bă, aia mi-a revenit. Suntem noi, anxioși, mă jur. Nu? Deci orice simptom pe și care l-am... Și cred că le și dăm, de la, fiind empatici, le dăm de la unul la altul. Da, probabil. Nu te mai gândi și o să treacă. Bă, dar știi cum îs? E foarte ciudat. Un vâș, un vortex de la așa. Da. Tâmpit. Și uite, acum m-am luat cu furnicături. Ai mâncat azi? Ai mâncat jumătate de uite, iar am întrebări de alea de mamă. Ai mâncat, măi, azi? Am mâncat. Okay. Am mâncat sarmale. Bun. Elena, ai făcut stand-up cu Mihai Bobonete? Nu, mă știu cu Mihai Bobonete și e un tip foarte mișto, dar nu am făcut cu el. De ce? Ai vrea să faci? Nu a fost... Deci v-am zis, eu am apucat foarte puțin timp să fac înainte de pandemie. Uh-huh. Am apucat un singur... turneu era să zic, un singur show la Făgăraș, unde a fost foarte mișto și m-am simțit foarte bine.
Și era cu Mane, cu Bordea și cu zi, Slana Mariane. Slănină! Așa. Cu corte. Da. Deci, e tot timpul. Eu am activ un singur setlist, lucrez acum la al doilea, pentru deschiderea trasei The Full. Îți place cum bag eu reclamă așa subtil? Da. Live-ul ăsta nu o să rămână. A? Dar îmi place cu ce voce porno ai zis, live-ul ăsta nu o să rămână. Da, rămâne cu zonă. Așa. Susțin The Full și eu. Păi da, cine știe? Poate susții și cu prezența. Rămâne de văzut. Asta, rămâne de văzut. Opa! Deci n-am apucat să... Dar lucrez acum la al doilea și o să urc cu cine mă dorește, ca să zic cu așa. Cu cine te dorește? O să urc cu cine mă dorește. De aici ești perversă. Da. S-a întâmplat vreodată, poate o să fie o întrebare tâmpită, dar s-a întâmplat vreodată... Nu, cred că n-ar fi bine să întreb așa ceva. Hai, domnule, întreabă, bă, e foarte nervant când zice ceva și după aia se adică... Te-ai gândit că poate am făcut intenționat? Ce să faci intenționat? Doar că să te pun așa în confuzie? În ce? În confuzie? Adevărul e că eu sunt și așa o fată confuză. Mi-e mult Sebastian. Nu, m-am gândit la chestia că ai avut o ocazie în care persoanele cu care ai participat la diferite show-uri sau... În filme, voiau să se culce cu tine? Ha-pa. Păi da, ei neavântureți n-ar fi spus. Așa pot și eu să te întreb, dacă în timp ce găteam clătite, când m-ai atins pe țâță și pe cur, ai făcut-o, te-ai prefăcut că ai turet sau chiar ai... Nu mă așteptam la asta. Wow. Da. Dar nu te-am atins la tăță. Ba da. Zou? Da. Nu mai ții minte. Da. O să se vadă, o să se vadă în filmarea când o să dai. Cred că a fost așa un tic. Un tic. un moment. Da. Da, joacă pe asta. Nu, am vrut să te întreb dacă vreodată te-ai folosit de chestia asta ca să te bagi în seamă cu o gagică sau să... Nu, e mult spus. Ai înțeles tu ce am vrut să zic. Nu, să te dai simpatic cu o gagică. Opa, nu, nu, nu. Că la astea cu simțul umorului ar merge, să știi. Da, da, nu. Asta se întâmplă oricum, automat, știi? Aha. Se întâmplă automat. Și ți s-a întâmplat, sau atunci invers, ți s-a întâmplat să n-aibă simțul umorului și să-ți tragă o palmă sau ceva de genul? Nu, niciodată. Aia. Da. Dacă n-ai zis că ești bolnav. Și că vrea să-ți o dai la pască. Nu. Da, e. Întreabă pe Elena cum l-a întâlnit pe Jamie Foxx. Mama, am și uitat de asta. Păi, se făcea că... Mersi multe milioane, te pup. Se făcea că eram în... În tinerețile mele. Nu, mă, eram la Miami. Am strâns bani un an de zile. Bici. Eu Miami împreună Bici. Cu fostul meu. Și am fost la Miami de Revelion. Care, apropo, la vremea respectivă era mai ieftin decât la Mamaia. Mm-hmm. Și am intrat în clubul respectiv. Și acolo filmam un clip Jamie Foxx. Și era cu bodyguard din ăla mare, ca în filme, cam nu știu ce. Opa! Și numai, și am zis, zic, hey, good job, nu știu ce, și nu știu cum am adus în discuție că lucrez la MTV, că eram VJ pe vremea respectivă. Mm-hmm. Și el când a auzit VJ, i-a zis să-l ia mare de tot, să deschidă, știi, că avea un fel de lanț de ăsta așa, unde stătea el. Da. Și am intrat la el în separeu, am făcut o poză, omul bea apă. Deși se prefăcea în clip că am făcut o poză, am vorbit un pic despre MTV, la revedere, la revedere. Foarte normal și foarte de treabă și foarte modest. Calitate care mie îmi place foarte mult, la care țin foarte mult. Crezi că ajută modestia? Crezi că ajută modestia? Extrem de mult. Pufarine. Tu ești modestă? Da. Super. Ești arogantă. Dar trebuia să zici tu.
Deci numai dacă spune unul despre sunt modest, automat pare arogant, știi? Da. Exact. Mă, dar sunt modestă, dar nu, adică nu. Depinde cum e văzut. Nu-mi place să mă laud. Mm-hmm. Nu știu dacă sunt neapărat modestă. Nu știu dacă a nu te lăuda înseamnă neapărat modestie. Hai să zicem că nu mă laud. Nu știu cât de modestă sunt. Mm-hmm. Deși ar trebui în unele cazuri, ți-am mai zis, Andrei, ca și tine, să ne lăudăm mai mult. Că dacă nu te lauzi tu, nici nu te laud alții. Da, mă, dar cumva nu e ok, știi? Da, știu. Eu nu pot să fac asta, de exemplu. Nici eu. Wow, nu pot să mă laud. Da, ok, am făcut ceva, am și așa mai... Dar nici în momentul ăsta, chiar dacă știu că am reușit să realizez niște chestii, nu pot să mă laud. Știu, nici eu. Nu pot să fiu încrezut. Nu pot să fiu gen persoana aia care, dacă acum sunt cunoscut, mi-areți pula! Nu, dacă sunt, probabil, dacă acum sunt cunoscut sau așa mai departe, nu pot să mă ridic în slăvi. Eu sunt același, care am fost și până acum, și cam atât. Nu, deci asta pe mine nu m-a schimbat absolut deloc, nici un pic. Nici un pic nu m-a schimbat succesul. Nici un pic. Nici pe mine, mai ales că momentan am în cont 0 lei pe Revolut. Chiar în ziua de azi, în sfântă zi de azi, chiar pot spune că nu m-a schimbat succesul. Da. Băi, cei mai mișto oameni pe care i-am cunoscut, vedete, și de aici și de afară, și milionari, 90% dintre ei sunt modești. Și de fapt, cu cât ești mai smart și mai talentat, cu atât ești ok să umbli în pijamale și nemachiat pe stradă, ca să zic așa. Da. Bine, riși să par ca la obregea, ceea ce mie mi se întâmplă des. Și cu atât ești mai generos cu alții. Adică... Empatic te referi? Nu, generos efectiv. Uh-huh. Adică, de exemplu, orice comediant mare... Pute. Îi ajută pe cei mai mici. Nu zice, ce caută ăsta aici? Niciunul mare. Asta? Ăia mari. De exemplu, am aflat că Joan Rivers venea, de exemplu, în redacție la... Am avut ocazia să am colegă de cameră, o tipă care lucra la E-Entertainment. Și așa am ajuns și în redacție la E-Entertainment. Am făcut un tur pe acolo și se întâmpla la o lună după ce a murit Joan Rivers. Uh-huh. Și mi-a povestit tipa asta că ea și când nu avea filmări, venea dimineața în primul rând, nu interesa de vedete, venea cu prăjituri pentru toată redacția. Da. Știi? Și după care a povestit chiar Amy Schumer, că era într-o mulțime și a țipat, cum i-am țipat eu lui Jamie Foxx, bă, hello, sunt de la MTV, și ăla mi-a zis, stai, vino încoa. Și Amy Schumer i-a țipat lui John Rivers, I'm a comedian. Și aia era la un eveniment, era gen cu toate vedetele importante și aia a zis, meet me at drinks afterwards. Știi? Da. Ăștia mari țin cu ea mici. Nu spun niciodată, bă, ce de căcat ești. Bine, una e să zică cuiva, dar deja nu se ajunge la nivelul ca să zică cuiva, n-ai ce căuta. Că ajung în contact doar cu cei care, și în general la comedianți și în afară și aici, există comunicare și există, te duci și dacă ești mic, ceri sfaturi și ăla are răbdare să stea de vorbă cu tine. Mm-hmm. Cu mine oamenii au avut răbdare să stea de vorbă. Tu ai avut răbdare să vorbești cu ei? și eu când o să ajung, când mă fac eu mare, și eu o să am răbdare să vorbesc cu alții. Asta e foarte bine, să știi, că ajută foarte mult, știi? Atunci când vezi că cineva te susține de la spate și e o persoană mai cunoscută, cumva începi să-ți crească, știi, încredere. Eu nu m-aș fi apucat dacă nu mă susțineau. Nu m-aș fi apucat niciodată. Na. Serios, deci deloc. Puteau să-mi zică prietenii că s-a amuzantă. Nu, deci nu aș fi urcat dacă nu mă împingeau de la spate. Care este cea mai frumoasă amintirea ta? Întreabă Mirabela. Aoleu, ce greu e să mă gândesc la astea. Stai cam... Opa! Băi, mamă, ce grele sunt astea, o. Mare greutate mi-a dat. De ce, mă? Mare temă grea mi-a dat. Cea mai frumoasă amintire a mea. Pula! Băi, am multe cu maică mea de când eram mică, dar nu mi-aduc aminte una exact. Mă, ce nașpa a fost asta? Ce? N-ai zis, nu? Ți-a fost rău sau ce? Nu, n-ai zis, bine că n-ai zis. Ce ai zis?
eram atentă la... Ai zis care e amintirea ta, cea mai frumoasă amintire și am avut un tic și am zis pula. Păi, sunt amintiri frumoase și cu ea. Da. Cred că era, nu, ce-a apropo de amintire frumoasă și fericire, cred că se întâmpla într-o zi când stăteam pe plajă și nu se întâmpla nimic deosebit. Pur și simplu aveam o liniște interioară și o fericire la care ajungi rar și trebuie foarte multe lucruri să se lege ca tu să stai zen așa pe plajă și să zici bă, ce bine, ce bine e acum și ce bine sunt acum. Opa. Știi? Da. Dacă se, da, asta se întâmplă realmente și din interior, odată la nu știu cât timp. Acum pot să mă duc pe plajă și o să zic, mamă, ce bine e, băga mea și pula, nu mai am bani. Mamă, ce bine e, băga mea și pula, nu mai fac aia. Adică ar fi o relaxare, ar fi o poză de Instagram, dar nu ar fi liniștea aia interioară adevărată. Da, îmi pare, dacă mi-aduc aminte până la sfârșit să zic ceva concret, îți promit că zic, dar așa pe loc nu pot să-mi dau seama. Da. Și care este cea mai tare năzbutie pe care ai făcut-o? Asta ar fi fost întrebare de la mine, pentru mine, dar ți-o pun eu ție. Hai mă, dar omul vrea să știe de la tine. O să-i zic și eu de la mine, dar e rândul. Dar zi tu, nu, zi tu prima. Dar pe tine te-am întrebat. Ladies first. Pa. Încă 100 de like-uri. Eu sper că mă aud. Încă 100 de like-uri și începem întrebările pentru Turet. Așa de repede am ajuns la băi, da. Dar ești șmecher, mă, Andrei, tu. Nu sunt șmecher. E, nu. Nu, eu apreciez foarte mult oamenii care mă urmăresc și ei m-au ajutat să ajung unde sunt acum. Și o să-i apreciez toată viața. Dacă facem până la o oră și 10 minute, 7 pol. Opa. Este rec. Păi și ce? Adică depășim recordul. Adică Andrei, ai ieșit după ora 22 afară din casă și te-a prins locala de freza aia. Nu, bro. Opa. Au. Mamă, să moară să facă. Eu put. Eu sunt în magician. Nu, dar de obicei așa fac. Unde mă uim? Cadru. La al meu sau la general? Cadru. Pe la cum cadru, bă? Mă zi. Păi dar nu, că aici... Amândouă sunt în față. Eu nu sunt pe live aici, eu prost. Ce prost sunt. Ce faci, eu mă uitam în urmă și nu vezi... Mamă. Opa. Elena. Opa. Deci eu, Alex, zic de acum înainte că oricum arăz ca stiuardezele și eu nu înțeleg unde să mă uit. Să zici direct. Da. Scrie centru sau... Așa. Da. Opa. Zicem șucă. Dar eu fac așa pentru că ești atent în altă parte. Așa. Deci. Dar nu, poți să te uiți acolo, poți să te uiți acolo. Unde vrei tu. Așa. Zi. Fă-ți o labă. Nu că nu poți. Am rezolvat azi dimineața. Deci, care este cea mai tare năzbute pe care ai făcut-o? 970. Let's go. Cea mai tare năzbâtie pe care am făcut-o? Da. Când am bătut un taximetrist și servisem ceva la facultate, vinul ăla nu era... Ai bătut un taximetrist? Da. Și a fost de treabă săracul. Opa! Cu farine sexuale. Că... Da, deci băusem un vin cu colegii la facultate care ăla văzuse numai pastilă, ăla nu văzuse strugurele în viața lui. Și a urcat în taxi, am răspuns clasicul când m-a întrebat unde mergem, domnișoară. Eu îmbrăcată în rochiță, nu știu ce, păream așa. Și când m-a întrebat unde mergem, domnișoară, am zis clasicul acasă. Asta a fost răspunsul, n-am dat o adresă exactă. După ce am reușit să-i dau adresa, nu știu, adormisem în taxi și a vrut să îndrăznit omul să mă lase la... Aoleu! Opa! Acasă. Puf, farine. Și am început să fac foarte urât. Ai făcut foamea? Când mai trebuie să slăbesc, o fac. Dar acum nu se mai cheamă foamea, băi, se cheamă fasting. Am înțeles. Știi cum second hand-ul se cheamă vintage, acum da. Foamea se cheamă fasting. Da. Fasting. Da. Așa. Și opa. Au venit... Încă nu. 1000. E record? Da, trebuie. Hai mă, zi! Da, e record. Nu zic, adică nu zic că este și merit. Apropo de... Da, așa. Mulțumim. Așa, și a venit poliția și...
M-au dus acasă cu poliția și cea mai tare a fost, eu a doua zi m-am trezit cu clasicul, fostul meu mi-a zis opa, exact ceea ce nu suportă să audă niciun om bețiv, a zis, apropo de chestia aia cu te simți bine, da, el a zis, nu mai ții minte ce ai făcut aseară, nu? Bă, nu te sperie întrebarea asta când o auzi? Mamă, și cea mai simpatică a fost maică-mea, care are un simț al umorului mega, mega sinistru. Da. I am the nice one in the family. Mm-hmm. Și a zis, mă, Elena, da, făceam cozonaci și când m-au sunat de la poliție, pur și simplu mi-a căzut coca. Și mi se pare că aia a fost, adică e o chestie așa de care nu sunt mândră, nu? Că bănuiesc că asta înseamnă cea mai mare năzbâtie, nu? Cumva. Trebuia să povestești ceva light și simpatic și drăguț. Păi nu, păi dacă l-ai bătut, e mișto. Mă, nu știu dacă era neapărat unul care merita, dar dacă a picat pe el, asta e. L-a ficat fără semne. Nu mai știu. Nu mai știu, dar nu sunt, adică nu o zic cu mândrie, dar o care am fost sinceră. Depinde da, cum ai... o percepi, uite. Nu tot ceea ce se întâmplă sub motiv de beție din, e dintr-o lumină negativă. Eee, nu știu. Băi, ai dat drumul la aer condiționat? Nu. Dar e răcoare de așa de afară? Da. Ce tare. Aia sunt și eu. Nu? Știi ce te bate la ceapă. Da, dar las că e bine. Opa. Că pe amândoi ne luase rău mai devreme. Că de obicei las la jumătate. Aha. Ai zis că răspunzi și tu la asta cu cea mai mare năzbâtie. Cea mai mare năzbâtie a mea... Da. Și cred că de acolo vine și faza cu arată în pula. Opa. Mm. Eram în școală în generală. Așa. Prin, nu mai știu, clasa 5-a cred că eram. Și eu în școală eram foarte prost. Adică la modul cel mai serios, știi? Bâtă. Și nu mă refer fix la la UCA. Nu mă refer fix la UCA. La UCA, fute rău. Doamne ajută. Mă refer la prostile pe care le făceam. Eu în momentul în care trebuia să dau test la geografie, eu mă prefăceam că leșim pe jos. Da, asta nu e năzbutibă, asta e mare perversitate. Așa, așa. Și după aia, în clasa, știu, asta în clasa 1 am făcut-o, deci în clasa 1, cum se face așa ceva? Mai ții minte încă? Mi-am dat pantaloni jos în clasă și am început să fac elicopterul. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Da. Băi, nu există. În clasa 1? Da. În fața clasei. Și care a fost reacția? A început să râdă și m-a dat afară după aia de clasă. Ce, adică era profesoară, sper măcar. Nu știu ce mai țin minte asta. Știu însă că făceam elicopterul, știi? Băi, talentat de mic. Da. Ce să zic, adică... Da, mi se pare că m-ai bătut la asta cu elicopterul. Da. Da. Plus că măcar ai o scuză că erai mic. Eu asta am făcut-o relativ târziu. Da. Bun. Da, după aia acum o să începem și partea cu Unleash de Tourette. Asta înseamnă mulțumesc mult de tot pentru like-uri, să rămână să fie primit și apreciez mult de tot. Record! Valoare! Bă, dar e frig. Sau, mamă, încă mai amețesc. Mă, tu ce-i cu amețitul ăsta? Că nu știu. Cred că am o lată... Este frumusețea mea care te deconcentrează? Cred că da. Îți dă fiori? Nu, e de la oboseală, să știi. Da, și eu ți-am zis că ne-am trezit de vreme. Cum? Da. Cum să nu pup? Da, tot. Pupăm chat-ul. Ah, da? Întreba pe Elena, care este cea mai mare lezare a ei? Lezare? Realizare. Realizare. Ah. Băi, sper că urmează. Okay. A, frumos am răspuns. Și pentru mine. Pentru mine? Nu? Pentru mine umorul a fost cea mai mare lezare. Bravo, dacă stăm să ne gândim cea mai mare frică, dacă stăm să ne gândim că a ne înfrunta cea mai mare frică a fost ai umorul, atunci aș răspunde și eu că tot ai umorul. Da. E rândul tău acum să îmi pui întrebări. Opa, eu o să stau în liniște. Adică a, eu n-o păi să da, vorbesc. Până acum ce am făcut? Așa, asta e altă treabă acum. Practic, eu o să mă abțin, nu o să mă abțin deloc din ticuri. Opa. Așa. Și tot timpul trebuie să ai când dau masă. Ți-am zis, mi-aduce aminte de... Parcă am fi într-o relație. Adică, mă simt că ți-am adus ciorba rece sau ceva. Adică, opa. Înțelegi? Și atunci, deci practic eu o să tag din gură, deci nu o să vorbesc nimica, opa, da. Tu o să-mi pui întrebări și o să las Tourette-ul să răspundă. Bun? Opa!
Opa! Aoleu. Orice, deci stai, poți stai să pui să orice fel de întrebare. Să mă gândesc să... Cea mai tâmpită întrebare. Dar nu, nu trebuie să pună întrebări care au fost. Păi... Și dacă au fost, asta e, nu contează, răspundem. Deci, ce bine. Opa, puf farinele. Nu contează, fără filtre. Plus, opa, opa, arată-mi pula. Wow. Ah! Lumea știe că tu ai o casă cu 3 etaje? Da. De fapt, știe. Una jumătate. Da. Una cu pula. Serios? S-a mai vorbit despre asta? Sunt 2 etaje. 2 etaje plus această mansardă care este cât încă un etaj, ai să fii serios. Ah, da, mă rog. De fapt, ăsta e al doilea etaj. Da, e al doilea etaj. A, e primul, al doilea? Nu, mie ăla s-am supărat 3. E parterul ăla. Da, mă rog. Ah. Are 3 nivele, whatever. Ce zic, ai găsit 3 trepte la etaj. Opa! Da! E o fată de la țară, dacă am găsit 3 trepte, am zis că la etajul 1. Cât dai chirie aici? 7 lei. Nu. Destul de mult. Mă gândeam eu. Ah! Opa! Fut-o, bă! Opa! Cum faci când îți place de o fată? Cucurul! Ca un bison maltez, știi? Opa! Mă simt eu sub presiune, nu tu, știi? Da? Bine, chill. Cea mai stupidă, cea mai proastă, nu contează, cea mai idiotică, e ok. E la liber. Chiar și cu pornografie. Pizda pute. Care e cea mai perversă chestie pe care ai făcut-o? Tu, nu. Mamă. Asta a fost prin bucătărie sau ce? Da. Ok. Bun. Curul tău. Na, bine, genial. Bun. Fac. Ce-ți place cel mai mult la o femeie? Gura era să zic. Trebuia să zici, ai scântat, ții. Da, știu, dar mi-e pe automat, știi, și n-am ce să fac. Da, îmi vine să zic gura. Ok. Pe cine ai bate? Pe tine! Nu te-aș bate pe tine, e ok? Da, da, da. Nu știu ce să zic. Da, da. Opa! Ce te enervează cel mai mult la oameni? Opa! Ce îi face ca președinte? Sex. Da? Da, pune-mi o întrebare. Zi. Arată-mi pula înainte, nu. După, dacă e. Ai uitat? Nu. Una mie 100, alege pe cine vrei. Așa. Dar faci din ce... Deci, la după masă nu făceai atât de tare. Acum faci și mai tare. Păi depinde. Ok. Când idee... Mâine, mă, mamă! Avea o relație cu o femeie mai matură decât tine? Bineînțeles. Asta nu era tabu, era... Da, 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 da. Adică... Cum te simți când Toretul te face să... Când Toretul, am început ca tine. Cum te simți când Toretul te face să zici chestii drăguțe și complimente când nu ai vrea să le zici? Copiii, da. Destul de bine. Da? Mamă, mie, destul de bine, mă scoate în zona aia, știi, de confort. Din zona aia de confort. Mamă, mi se pare că ești mai vulnerabil când te apuci să-i zici unui om chestii drăguțe, deși tu ai vrea să te abții, decât când zici... Vă iubesc! Uite, da, da. Poftim. Da, e drăguț. Opa. Da, dar mă simt drăguț. Ok. Tu nu să zici te iubesc, ai zis vă iubesc. Da. Mă bagă și pe mine în aceeași. Păi da, dar nu înseamnă că în sensul ăla, știi? În sensul ăla nu te iubesc. 823 pe live. 800 de puli. 1120. Mulțumesc mult de tot, chat. Fui iubesc. Bine că nu ai mai zis să vă fost. Da. Bă, nu mă speri, nu, așa trebuie să ar eu. Așa, mai punem întrebări. Oamenii anxioși așa fac. Mai întreabă, mă. Opa, arată-mi pula. Sar ca popcorn-ul. Da.
Ce-ți place cel mai mult să mănânci? Opa. Dacă mi se declanșează, da. Căcat! Nu. Opa. Crezi în rai? Nu. Crezi în iad? Iisus. Pula roșie. Era sigur, da. Pe moarte, pe moarte, căcat. Asta se întâmplă tot timpul, mă jur. Hai la solaj! La solaj? Da. Întâi îmi dă hârtie igienică ca să-mi șterg nasul. Ai muci? După care mă invită la sălaj. Adică eu zic că deja mi-am găsit bărbatul perfect. Mă și înjură ca la ușa cortului. Hai. Dar nu... Glumez, mă. Stai că mi-e foarte greu să... Așa, mi se pare că trebuie să dau niște întrebări mai inteligente și nu am. Și mi se pare că ce te-am întrebat eu, sigur te-au întrebat și alții. Ești perversă? Uite, asta e întrebarea de la Turet. Nu te-am întrebat eu. Da. N-ai auzit. Ești o femeie ca Elena, nu? Ca Elena? Da, cum să nu? Are țețe, are cur. Are tot ce trebuie. Are și față. Are și suflet. A murit? N-a murit. E încă cu noi. Deci, asta... Are să înțeleg că e pe vreo femeie moartă, nu vie. Cu Susan! Opa. Mor. Wow. Dar îmi place, mi-a plăcut ordinea asta, ca să știți că practic e ca un bărbat care nu se mai cenzurează. Are țâțe, are cur, are față. Creierul nici n-a intrat în subconștient sau în discuție. Bă! Zi, îți plac femeile proaste? Da, cum să nu? Ne-aș dea-o la hemoroizi. Mie mi se pare că e așa timid, nu știu, e face eu așa. Eu sunt timid. Da? Nu, eu sunt timid. Eu sunt timid, să știi. Ia mâna, liniște, ia mâna. Acum nu mai vine mie să mănânc din ala, Andrei. Că tot zicei că dacă pun mâna nu mănânci. Înghite-mă. Nu. Asta e nou. E nou? Da. Cu înghite-mă? Da, fiind femeie, mi se decansează și alte chestii. Adică mai este pervers. Opa. Îmi cer scuze. Dacă te pun într-o postură, dacă te pun într-o postură destul de nașpa. Da, îți dai seama. Ești foarte drăguț, mă simt foarte bine, mă jur. Pufarine. Pufarină, da. Au, pa, pa. Pa, pa, pa. Nu știu, ce pasiune ai? Dacă, sigur îți vine ceva mai... mai... Elena, ce pasiune ai? Ce pasiune am? Sunt dependentă de Netflix și de HBO Go și de filme. Asta e pasiunea ta? Da, binging. Dar de mică, nu de când... Binge watch? De, da, nu acum, de când se poartă. Da. Călătorii, normal, da, astea banale. Mâncare bună, vin univers. Bun. Opa. Bani, pasiunea mea, hobby-ul meu sunt banii. Ia uite. L-ai arătat la cameră? Ce, pe pisică? Da. Da. Băi, să... Eu am văzut doar pe bucăți și de-aia nu, e, nu știu. Cum să vezi pisica pe bucăți? E întreagă, uite-o. Ai tăiat pisica. Aici, zi, Andrei, ai tăiat pisica? Aici. Ia uitați-vă. Se mereți pula. Știu, știu. Arată-mi pula. Opa. Aici. Când vorbești cu Tauretul, aici tot timpul. Da, eu tot timpul m-am uitat mai acolo. Tot live. Uite, chat, păi, vă salută și pisica. A, zis, eu tot timpul m-am uitat acolo. Arată-mi pula. Ai vândut vreodată Bitcoin? Nu mă pricep, nu știu ce e aia, nu, adică știu ce e, dar nu mă pricep, nu-mi dau cu părerea, nu. Nu știu, domne, eu de astea. Nu? Când faci un podcast cu Ferraro, nu știu, frate, dacă o să fac cu Ferraro sau când o să fac cu el, încă nu știu, nu am programat nimica. Săraca pisică. De ce, mă, că eu iubesc animalele. Și pe Voineag. Și pe Voineag. Opa. Da, Voineag e o persoană super mișto. Pe mie, deci faptul că au zis niște chestii... nu, porcoase, mulțumesc mult. Că i-au zis niște chestii foarte drăguțe despre mine la ai umor. De acolo, ea mi-a dat seama că ea a fost singura concurentă de la ai umor care nu o interesa. Adică nu că neapărat că nu o interesa, dar se vedea modestia din ea, știi? Pentru că majoritatea... Bagă-mi un cur! Opa! Da, majoritatea s-o dau la pască.
Eu am adus lui Alex pască, dacă nu știți. Deci de la aia îți o dau la pască. Hai, lasă, că o să fac și eu. Ai mâncat, să zici cum e? Majoritatea erau foarte... Tu știi, ai văzut cum erau, nu? Concurenții de la emoția trecută. Eram așa obosită că nu-mi dau seama, zi tu. Nu, cumva avea o mică frustrare, știi? Erau un pic încrâncenați. Da. Băi, ce sens are? M-am simțit prost cumva după aia, știi? Da, tot tu? De ce? Nu, m-am simțit așa cumva, știi, că parcă am simțit că am fost prea pizdă. Am fost prea... Ai fost pizdă. Uite și pe Nea Nicolae. Sensul... Te pup, Nae! Te pupăm, Nae! Arată-ne pula! Bă, vezi că la e în stare să o pozeze și să o pună în ceadă. Mă rog. Opa, pufarine. Să ne-o trimită. Vrei să-ți trimite Nae Nicolae poza? Ne, era hat. Ziceam că el ar fi în stare. Mă gândesc, nu știu. Bă, mai ai întrebări pentru mine? Băi, da. Ușa ma! Dacă îmi ziceai să mă pregătesc... Dar nu trebuie să te pregătești. Dar nu trebuie să te pregătești pentru așa ceva. Tu ești naturală. Ești când... sexy. Mor leșin. Ce căcat. Opa! Când stăteam afară la țigară... Stai capră! Ochii văd. Asta nu mă așteptam. Dar uite că nu-i nevoie să te întreb. Pot să stau așa. Adică e ok. Așa. Când stăteam... Știi ce prost mă simt? De ce? Mă simt foarte prost că n-am descăcările astea. Opa! Stai capră? Păi nu, mă simțeam eu prost că stăteam așa ca proștii, n-aveau oameni la ce să se uită. Dacă îți vin așa... Stau capră. Dacă sunt o muză, fără să te întreb, e dar mai bine. Dar nu ești o muză. Ești tu. Sugar mama, da. Sugar daddy. Nu, ca să fii sugar mama trebuie să ai bani. Opa? N-am. Andrei, spune-ți fanteziile tale. Cu cine? Cu Elena? Să nu începem, că stai lungă. Nu, că nu am fantezii cu Elena. Așa, zici tu acum. E un cartof. Obraznic. Hai mă, da, repet-o pe aia, că e cea mai bună. Deci asta mi-a zis azi. Da, căcare, n-ați auzit-o? Căcare. Căcare. Cacofonie. Da, cum? Suntem nedormiți. Asta mi-a zis, că m-ar unge cu Nutella și m-ar domina ca pe un cartof obraznic. Cum? Ca pe un cartof obraznic. Ca pe un cartof obraznic. Mie după asta nu mi se pare că ziua putea să mai urce. Adică mie mi se pare că ăla-i top. Când eram afară la țigară, ne tot venea să ne întrebăm chestii și am zis nu, hai să le păstrăm pentru live. Da. Și acum eu m-am blocat, nici nu mai țin minte ce voiam să te întreb, că voiam să te întreb o grămadă de chestii. Chiar că voiam să mă întreb niște chestii. Serios? Stau capră, eu stau capră. Opa! Tu stai capră? Nu. Nu stau capră. Nu, în general, știi că ți-am zis mai jos, când ți-am zis faza aia cu dominatul? Da. Nu mai știu, ziceam ceva. Și cred că nu cred că ai avea șanse cu turet, știi? Cu ce? Cu turet. Opa! Că m-ar domina turet? Opa! Frumos! Opa! Păi n-ai văzut că te-am bătut puțin? Mă rog, da. Nu tare. Te-am lovit tare? Nu. Din infericire. A fost plăcut. Nu, cred că încă trebuie să mai înveți. Ce relație? Nu! Nu, ia, fă-mi un roast. Ai, nu. Ai fost iarăși ca aia cu, ești actriță, plângi. Nu, dați-mi așa, ce-ți vine, uite-te la mine și zi-mi ce-ți vine. Dar nu vine așa. Urlă. E, da. Nu, că urlă Andrei. Opa, pufarine sexuale. Wow. Pufarine sexuale. Wow, cum or fi alea? Săltărețe. O să-l invit pe Bordea? Bă, nu știu, poate da. Lui e rușine să întrebe oamenii, știți? Asta e problema lui. Cred că ție ți-e rușine să-l întrebi. Nu. Mie? Nu. N-ai înțeles. Vorbea de invitați. Cum adică? Băi, nu-i. A, nu mă, la altceva ne referam. Lui Andrei, e rușine să pună mâna pe telefon și să zică, hai, vino. Iarăși m-a luat. Mi-a scris ceva chat. E trigger. E trigger. Bagă-mi în cur! Mersi, chat. Se lasă cu părmulețe. Da, n-ai. Diseară, în pat!
A? Bă, am avut interviuri și mai rele de atât. Adică, la un moment dat te obișnuiești. Dar nu mai am, ia-mă ăștia, de, deja îi mănânc așa de... Vrei apă? Am. Ești bine? Sunt foarte bine. Ești ok? Nu, mai devreme și pe mine mă luase amețeala, dar ți-am zis, nu știu de la ce era. N-ai Nicolae. Da. N-ai Nicolae. Nicolae! Cum ți se pare în București? Capula. Nu, e mișto. Așa. E fain. M-am obișnuit. M-a luat-o pe transpirații. Pe Elena. Transpiri? Nu. Tu de obicei nu transpiri? Nu prea. Nu, chiar nu. Doar la, doar la show-uri sau la spectacole. Mai vrei apă? Hai mai pune și mie un pic. Mama Andrei, tată, nu și tatatul de mai spate. Așa, bagă și pe... Opa! În tine. În tine, nu. O bag în tine. Lasă. Apă în tine! Doamne, tu ești, tu ești darul lui Dumnezeu pentru astea care au fetișul cu dirty talk. Adrian Pop, mersi mult de tot, frate. Te pup, să rămână. Opa. Da, poți să ia apa, te rog. Mulțumesc. Îmi pare rău pentru dezastru. Apa. Da, liniștit. Bine. Deci mai ai întrebări pentru mine? Da, nu-mi vin acum. Nu-ți vin acum, întrebări. Ok. Date vedere când o să vii la podcast sau la încă o emisiune live de-a noastră. Emisiune. Emisiune. Eugenia Vodă. Cine ești tu, Doamne? Tu crezi în Dumnezeu? Cred într-o forță. Într-o ființă a naturii? Clar, într-o energie. În... Opa, adică pare. Cred. Nu, nu sunt religioasă, dar cred în, în, în ceva care se cheamă Dumnezeu. Crezi în dragoste la prima vedere? Da. Știu că n-am dins tampon. Sau de porțelan. Dar nu, că la mine o să fie ciudat, știi? Adică o, să, o să-mi pun placă prima oară. Știi? Da, da. Dacă e să ajungem până undeva, să facem ceva, poate îmi cade, îmi cade undeva prin tine și trebuie să caut pe aia. Ăsta n-a fost turet. Ca să știi că sunt pici și eu, știi? Da, păi nu, asta zic, nu mai da vina pe el. Nu, ăsta n-a fost turet. A fost da. Eu. Deci crezi în dragostea pe vedere? Da. Ce părere ai despre mine? Put. Una foarte bună. Opa. Am zis și pe post, la antenă. Ești o creatură mișto. Ne face Alex poze? Da. Pentru... Pentru mormânt. Pentru mormânt. Aoleu! Ai dat la pască mai rău ca mine. What the fuck? Întreabă ce fantezie are cu câinii, dacă are. What the fuck? Uite, sunt mai... Să citești chestia asta. Sunt mai bune ale lor. Ai întrebări cu câini? Nu. Ai fantezii cu câini? Nu. Întreabă ce fantezie are cu câini. Dacă ai întrebat ce fantezie are cu câini, dacă are. Dar nu, nu pe mine, pe el trebuia. El trebuia. Nu, eu n-am fantezii cu câini. Eu n-am fantezii. Mai participi la următorul Rose Battle, Elena? Cum? Mai participi la următorul Rose Battle? Da, de fiecare dată. Aoleu. De atât? O să particip de fiecare dată când se face Rose Battle. Am înțeles. Mi se pare un exercițiu foarte bun și sunt oameni foarte mișto și îmi place atmosfera și e un exercițiu foarte bun. Mm-hmm. Nu s-a contează plăcut, dacă pierzi sau câștigi. A... Nu contează dacă pierzi sau câștigi. Eu așa zic. Mm-hmm. Adică normal, cine bine, câștigă ia niște bani. Da. 7 lei. Opa. Mă rog, mai mult, cred că nu. Adică nu contează opa. Doar să câștigi. Pufarine. Chiar e Rose Battle-ul, chiar o experiență mișto și de exemplu mi-a scris un tip pe MS, ce tare ar fi să veniți cu o chestie de genul ăsta în UK. Deci lumea și-ar dori să vadă Rose Battle-uri păi, și da, live. Că mă gândesc că sunt și acolo mulți, multe, multe așa. Stare din da, România. Da, ideea e că voiau Rose Battle. Rose Battle. Nu voiau, adică nu mi-a scris că Pufarim. Ar vrea stand-up normal. Deci e o chestie care prinde. E băiat! Nu. Ce? Întreb, nu, nu, era aici, că întreabă cineva dacă ești băiat sau fată, știi? Cum a fost la Emol pentru Elena? A avut emoții? A avut emoții, da. Da, rău. Ce părere are despre ornitorinci? Ornitorinci? Da.
Bă, așa cum m-am trezit eu azi dimineață la cafea gândindu-mă la ornitorinci. Te-ai simțit. Opa, pufarine sexuale. Wow, dar de ce pufarine sexuale? Asta chiar nu o înțeleg. Nu, nici eu. Asta chiar nu o înțeleg. Poate că sunt roz și drăguțe și le asociez cu ceva feminin. Nu știu, nu frate, știu. Că nu au legătură cumva, știi? Aoleu! Întreabă, cine i-a părut, i s-a părut cel mai bun sezonul ăsta de la Rose Battle? Mie mi s-a părut deocamdată Paul Sabo, unul la mână că m-a bătut, doi la mână că avea texte foarte bune, trei la mână că el, cum au spus și jurații, are fața aia și livrarea aia în care poate să vină să zică bună și o să râzi. Adică eu mă abțineam din greu să râd. Dar nu i-am văzut pe toți și încă mai urmează semifinala 2, final, adică asta, da, nu, i-am văzut de fapt pe toți, i-am văzut pe toți. Aș fi tentată să zic Paul Sabo că a fost Paul așa Sabo. O revelație, ca să zic, a fost the underdog, nu se aștepta lumea. Deci ți-a plăcut ce a făcut da, el? Da, da, normal. Super. M-a bătut la cur direct, adică ce? Cu parul. Cu parul, da, mi-am luat bătaie cu parul la Rose Battle-ul cu Paul Sabo. What the fuck? Bă, atâtea întrebări am, doamne ferește. Dar întrebări tâmpite, știi? Da, zile! Mie îmi pare rău că un control de prostată, cum ai reacționat? Cine, eu? Tu. La un control de... altul care zice că sunt... Bă, iarăși, din cauza că am părul scurt, automat sunt masculină, nu mi se pare. Cunosc fete cu părul scurt foarte feminine. Andrei, o să te apuci de stand-up? Da. Vreau asta. Nu mai stau unde, știi? Deja. Da, o să am show pe 12 luna asta... În Ploiești. Așa, uite, vezi. Restaurantul nu mai știu cum se cheamă. Asta că i-am zis că nu știe să se laude și să se promoveze. Bravo, Andrei. Arată-mi pula. Opa! Ce jocuri joci? Nu joc. Ai jucat vreodată jocuri? Am jucat Mortal Kombat când eram mică și îmi plăcea foarte mult. Și ce minți, că ai jucat azi cu mine. Și am jucat astăzi cu Alex și am rămas fascinată, domne, de cât a avansat tehnologia. Da. Ăla îmi plăcea. Casa Romană, restaurant. Mersi mult, Nae. Bă, uite, n-ai mai atent decât mine. Opa, la Casa Romană, exact. Așa. Opa, ne primește Elena la un stand-up în The Fool? Eu nu știu, Ghioc, te întreabă Ghioc dacă îl primești la un stand-up. Pune-mi o pilă. Mi sugi. Ce ai zis? Mi sugi? Ah. Știi că eu în final i-am zis lui Bendeac treaba asta. Ce? Mi-l sugi. Și bă, l-ai, întrebat, l-ai întrebat tu pe Mihai, pe Tasici, ce a zis? Și Mihai ți-a răspuns înapoi, i-a zis, mi-l sugi și tu ai zis... Ce ai făcut? Da? Da. Tu nu mai ții minte. Nu mă, da, serios. Ai memorie scurtă? Ești lungă? Nu. Chiar nu mai, nu țin minte, eram, faza e că în ziua respectivă chiar eram terminată. Wow. Nu cum ne-a luat pe noi amețeala astăzi, când ne-a aliniat pe toți cei mai mulți finaliști din istoria finalelor. Andrei! S-a spart? Când ne-a... Stai, dragă, cu minte, de câte ori ți-am zis că ne faci de râs la oameni. Păi de-aia nu poți să te scot în lume, uite-te și tu cum faci. Vai de mine. Ia, îl ține-l acolo, nu-l mai gata, ia. Gata, nu-ți mai dă, nu! Lasă, nu, le-am luat pe toate aici, nu cred le-a că furat. Ajunge, nu cred că ajunge până aici. Eram atunci când ne-am aliniat pe toți. Opa! Îmi venea să cad din picioare. De-aia nu țin minte chestii. Da... am zis așa, cred că tot de la, nu cred că s-a, cred că a văzut Mihai Bendea chestii mult mai șocante decât că ai zis tu mi-l sugi. Da, mă gândesc, numai că poate s-a gândit, știi, i-am pixul. Întrebare. 7 puli! Mai încolo. Cea mai jenantă întâmplare pentru amândoi. Aoleu. Cea mai jenantă întâmplare? Da. Pula. Asta a fost toretul. Bine. Da, cea mai jenantă, la mine cea mai jenantă întrebare rămâne tot aia cu biserica. Deci aia care am povestit-o în audiții, aia rămâne, cea mai jenantă moment. La tine? Bă, eu am multe. Nu pot, stai să mă gândesc. Și mai sunt fazele astea în care, bă, apropo, am fost într-un magazin, scuze că te-am întrerupt, nu, Elena. Nu, m-ai întrerupt, că nu am intuit. Bagă-mi degetul. Nu. Masaj la prostată. Mă, dar ți s-a întâmplat, gen... Că știi că
E o zonă foarte sensibilă la... Ți s-a întâmplat să ți se bage degetul? Am fost la un control de prostată. Nu, mă refeream de o femeie. Nu că aveți unghii. Da. Nu, asta m-am gândit și mă zgâriați pe sfincter. Deci e cea mai mișto fază... Farine. Da. Nu, 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 că am vorbit despre asta și da, nu mai zic. Da. Deci vreau să zic chestia okay. cu magazinul. Am fost în magazin cu o prietenă, acum câteva zile, să cumpărăm niște suc. Și eram la un shopping-o de ăsta, am intrat acolo și era tipul din fața mare, cunoscut ăsta de la caserie, pentru că eram... Era mică, pula, nu, aia, și aia e mică în general. Opa, deci prost, mi-a întorc mie singur. Și mi-a zis că salut că te știu și așa mai departe. Și am zis că ok, bun, am făcut o poză cu el. Și după aia când mă duc să cumpăr lucrurile, dau să intru la casă. Și era o doamnă mai făcută, mai plinuță puțin. Și eu când văd oameni care sunt mai grăsuți sau când au, chiar și dacă au un defect, da, care e vizibil, sau chiar dacă au o problemă, așa, trebuie să ori să plec de acolo, pentru că încep să am pula mică. Încep să descarc să-mi descarc ticurile, știi? Opa. Pute. Păi mai spală, dă-o dracu. Și mi-am răspuns. Opa. Mamă. Și dau să plătesc și mă abțineam foarte mult să-i zic, să nu-i zic grasă, știi? Aolea. Și după aia am mai zis așa faza te cu, face gras, Alex? Cu futeu, știi? Mai ziceam futeu. Da. Nu te-am auzit făcându-l azi gras. XXL! No. Deci cam asta e problema, știi? Da. Dar sunt și momente care sunt amuzante, pot să le construiesc într-un mod amuzant, dar sunt unele care chiar nu sunt amuzante, știi? Ai fute-o? Uh-huh. Dar de ce mă întreabă pe mine? Era pentru amândoi. Deci cam asta e chestia, știi? Dar sunt faze când e destul de ok. Adică nu mă complic prea mult și atunci trec peste și așa mai departe și... Am avut picul la 870... 70 de puli! Ah! Mi-au trecut pe lângă cur. 330 de like-uri. Crede în subiectivitate când vine vorba de probleme de natură economice? Mamă! Crede în subiectivitate? Da, normal! Când vine vorba de probleme de natură economice... Da, și răspunsul e... Am furat ardealul! Pateu sau mă? Opa! Vorba aia. Ah. Ce sunt 3 milioane? Dar și când nu i-ai... Normal. Normal. Și uneori ți se pare că ai probleme și de fapt tu ești foarte bine. Alteori ți se pare că n-ai probleme și de fapt ești varză. Ce înseamnă mulți bani pentru unul, înseamnă puțin bani pentru altul? Îți dai seama da. Ce inteligent am răspuns eu la întrebarea asta? Îți pune o întrebare inteligentă. A, ia zi. 3 plus 3 face 6 sau fac 6? Fac. 3 plus 3 fac 3 plus 3 fac 6. Dar 3 ori 3 face 6 sau fac 6? Altă întrebare. Eu zic că fac 9. Mamă, ce slick ai fost! Ce slick ai fost! Bine măcar dracului că nu m-am făcut de râs la gramatică. Da, nice, nice. Dacă ai putea schimba un lucru la tine, care ar fi ăla și de ce? Am mai zis, lenea. Și... Lenea. Da, nu, ăsta ar fi. Și faptul că mă autocritic foarte mult, mai mult decât e cazul. Și atunci tind să o dai în depresie în loc să fii Opa. Creativ și flower power. Mm-hmm. Hai să mai pun un challenge de asta așa, yeah. inteligent. Opa! Dacă un tren electric circulă cu 20 de km pe oră, fii atentă. Wow! Mersi mult, Marian, să rămână. Deci dacă un tren electric circulă cu 20 de km pe oră în direcția Brașov și vântul bate cu 80 de km pe oră, în ce direcție bate fumul? Opa! Arată-mi pula. Wow! De unde ai zis că circulă trenul? Înspre Brașov circulă. Păi da, dar de unde? Nu contează. Irelevant. Opa! Și vântul? Păi din ce direcție vine vântul? Păi da, am zis că e tren electric. Vine din... N-ai înțeles. Nu cred că ai înțeles. Deci,
Un tren de electric. Ce nu mai lua cu asta la început când eram atentă și măi acum să mă faci de căcat la final? Zici că e ca bancul ăla cu am adus o să fac de râs. Eu ți-am zis că un tren electric circulă cu 20 de km pe oră și ți-am zis în ce direcție bate fumul. Pula lui Hristos! Opa. Aia zic. Ai și tu întrebări de astea pentru mine? Nu! Nu? Nu! Ești obosită? Sunt, adică vreau să mai stăm de vorbă dacă mai e de stat de vorbă, dar nu mai îmi da ghicitor de-astea. Ești galbenă și zemoasă. Ca o lămâie, adică? Și acră? Galbenă și zemoasă? Oh, uite un alt compliment. What the fuck? Aoleu. Poza? Frumix? Mamă, măcar m-am făcut să-i dea Dumnezeu sănătate lui Alex, m-am făcut și cu o ședință fotomoca la voi. Ghicitoare, de ce și-a ascuns băiețelul lanterna? Foarte frumos. Așa mai smart. Da, da, da. Deci, ce? De ce și-a ascuns băiețelul lanterna? Opa! Vrei să zic răspunsul? Foarte mișto sunt pozele. Zi! Pentru că i-au murit bateriile. Tu acum vrei să-i alungi pe oameni de pe live sau a, nu, nu, că ei îmi pun astea. Ești ca... A, da? Da. Ah. Ce părere ai despre unguri? Ești la fel de oameni ca și noi. Da. Indiferent de rasă și entitate. Entitate. Indiferent de etnie, rasă. Etnie, cred că ai etnie, vrut pardon, să zici. Indiferent de etnie și așa, sunt oameni ca și noi, știi? Da. Pentru că suntem oameni, știi? Și... Ne-au furat ardealul! Băga mea și pula. Opa, ne-au furat. Ne-au furat. Pasărea zboară cu coada în spate. Ok. Ia uite, de la Naia Nicolae. Dulceață sau gem? Dulceață all the way, baby. Păi e același lucru. Nu e același lucru niciodată. Nu e același lucru dulceață niciodată. Sau gem? Cum nu? Niciodată dulceața nu e același lucru cu gem. Ia uite, Naia. Marian, mersi mult de tot, frate. Țărul mâna. Cu ce artist ai vrea să te întâlnești? Dar eu mai vin dacă vrei păi, să da, faci tu ce post. Faci, pe ședințe, foto? Da, ce da, face operatorul nostru? Păi face poza lui Elena în continuu. Zici că e pentru că i-am adus pască. Am dat și pagă. Ah, da, mă, uite, i-ai adus pască. Da. Dacă tot vine vorba de bani, ați face bungee jumping cu o coardă care are 50% șanse să se rupă de pe un munte de 10 km altitudine, premiul fiind de 100.000 de euro? Opa! Băi, noi fiind anxioși, nu cred că am face bungee jumping exact. Nici dacă ar fi din fier forjat, adică exact. Nu. Exact. Nu. Ah, opa! Nu. Eu nu mai... Deci eu acum opa. Am decoborât niște scări. Eu sunt mai rău ca el. Hai mă, că e ok la mansardă aici. Și, nu, e foarte, sunt foarte abrupte. Și eu acum, cred că de-aia mă înverzisem, că mă gândeam, bă, la un moment dat, podcastul ăsta se va încheia. Iar eu va trebui să cobor în neant acolo. Vezi că se văd flashurile. Da, la, bă, lasă-mă. Nu! Bă, dacă sunt o muză, sunt un crin, pe timpul și pe banii tăi, ce problemă ai? Mai răspundem la o chestie. Ce obiect se udă în timp ce se uscă? Ce obiect se udă în timp ce se uscă? Hai zi. Nu. Lasă-o pe Elena. Bă, sunt prea obosită pentru asta. Pizda. Aia nu e obiect. Aia nu e obiect. Dar se udă în timp ce... În timp ce se uscă. Mă, nu știu ce să zic. E ciudată. Vrei să zic? Zi. Prosopul. Întrebare pentru Elena. Are probleme la mansardă? Da. Dacă da, care sunt cele mai pronunțate? Atacuri de panică, anxietate. Am vorbit, atacuri de panică, anxietate. Deci noi ne potrivim, Elena. Da. Suntem compatibili. Opa! Da, îți dai seama ce copil reușit are și? Săracul, nici n-ar ajunge la... Și cu turet. Da, da. Și cu turet. Să se ducă la grădin. Să vezi că pe copil când vine la Elena, știi, dacă ea ar fi mama, știi, că îi dă de mâncare și zice, arată-mi pula! Sau ceva, știi? Da. I-a arătat? sau s-ar duce la grădiniță, eu fiind și, deci, și paranoică și cu atacuri de panică, dar de alea grave, insomnie,
depresie, aia, chestia cu critica de sine, cred că ține tot de depresie, nu da. Știu ce. Și îți dai seama, ăsta mic s-ar duce la grădiniță, am tot ce trebuie. Făcând elicoptere în pula goală, zicând ce prost sunt, în timp ce zice... Bă, dar oare ce părere au ăștia despre mine? Adică ar fi un mix de ăsta dubios. Tu ți-ai pasă de părerea unei persoane când vine vorba de o chestie negativă? De ce? O părere a unei persoane. Am făcut exerciții cu mine și a început să-mi pară mai puțin. Mă mor! Aoleu! Tu la un moment dat știi care o să fie problema ta? O să-ți iei bătaie de la bărbatul uneia. Și uite așa pică omul, uite așa pică omul nevinovat. Deci îmi pasă mai puțin acum, dar tot îmi pasă. Sper să ajung la nivelul la care să nu mai îmi pese deloc. Dar tot e bine să ții cont de părerile anumitor oameni. Da, dar trebuie oameni, să-i selectezi foarte bine. Da. Dacă ți-a zis cineva că nu ești bună de nimic? Da, ce crezi că nu se găsește să zică? Ce? Ce aș face? M-aș preface cam Tureț. Opa. Tempul mea. Băi, scuze, o condiție medicală. Și aș pleca. Și mi-aș vedea mai departe de treabă. Da. Ce părere ai? Da. Ce că asta fac? Asta nu știam. Bă? Așa faci? O visez la noapte, Andrei. E nouă? Bă? Dacă un avion se prăbușește pe granița cu Bulgaria și România. Hai că asta e fain, fii atent. Asta e fain. Băi, eu mă aud, cred că mă aud. Că eu stau mai relaxat așa. Deci, dacă un avion se prăbușește pe granița cu Bulgaria și România, unde se îngroapă supraviețuitorii? Nu? I got nothing, man. Sunt supraviețuitori. Foarte bun. Foarte e bun asta. Da, da, foarte Opa. Bun. Da, foarte bun. Am luat-o în cur. Da. Te iubesc. Deja începe cu declarații. Asta e nou sau am mai avut-o? E nouă. Nu, am mai avut-o de câteva ori. Asta a fost sinceritate. Nu, a fost tic. L-am văzut după ochi. Câte ore avem? Aveți aproape 2 ore, fără 6 minute. Bun, mai stăm până la 2 ore. Nu crede, pe când piesa cu Chelu? Băi, frate, piesa cu Chelu, sincer nu știu, pentru că Chelu este foarte ocupat momentan. Foarte pizde, probabil. Este foarte ocupat și atunci mie nu-mi place să insist. Uite, cum și cu Elena. Puteam să-i scriu, știi, să vină la podcast, dar ce-am făcut? L-am pus pe Angel să o sun. În condițiile în care eu i-am spus după Ai Umor, bă, ai fost foarte bun, cândva vreau să facem ceva împreună. Opa. Și el, lui tot așa i-a fost rușine să mă sune. Foarte dubios. Era un tic pe care nu voiam să-l zic. Da, nu că e dubios, dar așa sunt eu cu oamenii în general, adică mă simt. Băi, și eu eram așa, dar am avut foarte mult de pierdut pe tema asta. Și mie mi-e greu, dar bă, realizez că... Să dai din buci. E un avantaj. Nu realizez că nu e nimic în regulă să zici bună ziua, sunt cu Tărescu, dacă doriți vreau asta. Sau... Și s-ar putea ca uneori chiar să-i ajuți pe oamenii respectivi, aia să zică bă, de când căutam sau de când voiam să fac asta, știi? Și când o să se întâmple asta, o să prinzi curaj. Și dacă, știi care e faza? În cel mai rău caz îți zice nu sau îți închide telefonul. So what? Da, știu, cumva am avut o frică de respingere de când am fost mic, știi? Eu am tot timpul, na. Dar trebuie să lupți cu ea. Eu am pierdut mult, eu am început să fac chestia asta la 30 de ani. Opa! Pufarine.
Știi? Dar nu se cheamă tupeu nesimțit dacă faci chestia asta, dar din păcate am înțeles foarte târziu. Mm-hmm. Dacă făceam asta de la 20 de ani, eram mult mai departe în carieră. Tu știi ce n-ai făcut? Cât timp ai fost la podcast? Ce? Nu ți-ai suflat nasul deloc. Da, incredibil, mă. Și ai văzut, o să vedeți în emisiunea cu clătitele, eu abia aștept, deci băi, a fost foarte, cred că noi am râs foarte mult la aia. Aici am fost un pic serioși. Într-una îmi curgea nasul. Nu știu. Nu știu ce treabă fâine. Are. Nu știu. Noi doi avem ceva în comun. Ce? Părul scurt. Da. Bă, aș vrea să mi-l las să crească, dar nu rezist niciodată de faza intermediară în care arată ca o cască și atunci de-aia mi-e... Ah. De-aia prefer să-l țin scurt. Plus că mie îmi plac femeile cu părul scurt. Oh. Nu? Adică... Deci când te-am întrebat... Da. Deci când te-am întrebat... Și mie mi se par mișto. Deci când te-am întrebat că dacă dai în ambele locuri... Dacă sunt bi? Da. Nu sunt bi. Deci n-ai încercat niciodată? M-ai întrebat dacă sunt bi. Ok. Nu dacă am încercat vreodată. Am primit răspunsul. Ia să vedem ce întrebări mai avem pentru tine de la chat. Ia. Yeah. Multă. Spune că e grasă, dar tot o iubești. Ești grasă, dar tot te iubesc. Dacă m-ar fi văzut grasă, s-ar fi declanșat ticurile despre care vorbeam mai devreme. Dar nu ești grasă. Eu știu că nu sunt. E bine făcută. Exact. Ia să vedem. Băi, de la filtrele astea vi s-au cam și denaturat simțurile. Ia uite ce întrebare avem noi aici. Ce zodie ești? Berbec. Ah! Care e tipul tău ideal? Sunt foarte fericită că încerc să-mi depășesc tipologia de bărbat toxic. Îți plăceau bărbații toxici? Da. Asta... Apropo de traume și de chestii în copilărie. Deci tu vrei să te cerți. Nu asta înseamnă toxic. Hop. Toxic înseamnă ăștia frumoși, foarte înalți. Nu, tocmai tot timpul mi-au plăcut ăștia manly. Deci care se arate foarte bine, care te manipulează, care de fapt ei fut în stânga și în dreapta. Mă luam foarte mult cu aparență și cumva eram atrasă de bărbații care într-un fel sau altul nu că se purtau urât cu mine, că nu aș sta la chestia asta. Vrei să fii soția mea? Dacă ai avut-o pe asta cu Nae Nicolae, eu mă arunc în pivniță. Nu mi-ai răspuns. Așa. Nu știu. Asta cu ce înseamnă bărbatul toxic, păi da, putem să facem încă un podcast între noi. Da. Și bărbatul ideal pentru mine, hai mă ca în răspuns, bă, uite, m-am lungit prea mult, asta fac uneori și cu glume. Bine că denotam. Bărbatul ideal pentru mine este bărbatul care mă face prioritatea lui. Aici a dat-o Dana Budeanu. Nu, serios. Prioritatea lui în ce sens? În toate... În ce sens prioritatea lui? Băi, nu mi-am dat seama, e de la oboseală. Dacă puteam să tăiem asta, o tăiam, dar n-avem cum. În ce sens prioritatea lui? E de la oboseală, mă. Deci când obosesc, mă transform în Dana Budeanu. Mă doare o bucă, apropo de buci. Fut-o. Stai puțin, dificil că îți răspund. Ce? Dificil, dar aici o chestie. Ce sfat profesional mi-ai da... pe lângă tupeul nesimțit pe care mi l-ai zis. Stai mă, mai zi o dată. Nu, deci eu vreau să-ți spun o chestie. Deci, ce sfat ai putea să-mi dai mie? Profesional? Da, profesional. Pe lângă tupeul ăla nesimțit. Un sfat... Am zis că nu e tupeu nesimțit. Bine, tupeul ăla, știi, ca să... E așa. Tupeu de bun simț. Da. Așa. Ca sfat care are legătura cu comedia. Dar eu nu sunt încă în măsură să dau sfaturi. Bine, dar ai mai multă experiență decât mine, știi? Opa!
Tu faci mai multe chestii ca mine, deci chiar nu sunt în măsură. Ar fi invers discuția. Nu, mă. Dacă serios? E cu podcastul, poți să-ți dau eu sfatul, dar cu stand-up ai putea să-mi dai tu, că eu n-am urcat. Eu am urcat odată pe scenă. Ah! Și nu te-ai simțit bine? Bă, m-am simțit foarte bine. Deci am fost la, în afară de Emor, am fost la două show-uri. Un show în care am combinat magia cu stand-up-ul. Mm-hmm. Și după aia am fost la un open mic, atât. Opa! Sincer, nu am ce sfat să-ți dau. Mi se pare că ai toate datele. În afară de asta, e sfat pe care mi-l dau și mie, să nu iei în seamă haterii, n-am ce alt sfat să-ți dau. Și să ai mai mult curaj în a te băga în seamă cu oameni care ar putea să-ți dea niște sfaturi pertinente și niște colaborări mișto și să nu-ți mai fie frică să-i suni repede. N-am alt sfat. A scris aici cineva ceva despre Ela. Stai așa să găsesc comentariul. Ela este o femeie foarte mișto și a încasat o groază de mizerie la roasturi. So, big props. Mulțumesc. Dar n-au fost mizerii, mă. Când sunt Cristi. În cadrul de roast, e o convenție. Și chiar ne-am simțit super bine și după aia am râs și n-avem nicio treabă. Cum te simți acum? Acum? Ești confortabilă? Da. Cum te-ai simțit până acum? Nu vezi că m-am și rezemat așa, ca la cârciumă. Cât ai venit aici? M-am simțit foarte bine. Mai puțin la masardă? Nu, aștept cu mare interes episodul ăla cu gătitul. Mm-hmm. Că dacă... Ala mi se pare că am fost mai relaxați, clar. Da, nu știu de ce. Nu, eu mă simt relaxat și acum. Acum da, dar la început eram un pic... La început da, până te obișnuiești puțin. Ca niște mâțe, așa. Așa e la început, în general. Și am făcut un mic atac de panică când a trebuit să urc scările astea, care sunt... nu știu cine le-a făcut în unghiul ăsta. Sunt practic așa. Deci scările se fac așa, știți? Ei, astea sunt așa. Și acum mă gândesc cu groază. Eu de fapt de-aia mai trag de timp. Că mă, gândesc oricum, cu groază că trebuie să le cobor. Oricum încheiem. Încheiem live-ul pe ziua de astăzi. Și ce face? Încheiem în smurdul să... Ela, ai avea curajul să joci într-un film porno? Nu. Ai încercat vreodată să te abții la ticuri? Nu. Da, nu. Citesc ce scrie chat, știi? Da, mai ziceți. Dacă am încercat să... Stai că și eu am răspuns repede. Am încercat să mă abțin la ticuri, da, dar mi se agrepează. Opa! E ceva medicamente pentru atacul de panică acum în mod serios? Da. Iei și acum sau ai luat? Iau și acum, dar foarte rar. Bromazepam și e dat de la medic. Să nu zici. Păi da, nu e live? Ba da. Păi scuze, n-am știut. Este luat de la acum medic. Nu mai pot să mai pun live-ul. Nu mai pot să mai țin live-ul. Hai mă. Serios. Mi-ai stricat o live-ul. Am glumit, mă. Bă, ce... Nu, dar chiar mi-au transpirat palmele, ești bun. Nu, dar am stat să mă gândesc dacă să zic denumirea, că lumea poate să le folosească în cine știe ce feluri. Aici poți să te simți prost. Da. Nu, ai văzut cât de repede, știi, ai văzut totuși cât de repede poți să mă manipulezi când vrei? Adică așa e. Noi suntem vulnerabili, să știi. Nu aveți voie, decât dacă vi le dă medicul. Știți ce, mai sunt niște pastile de-astea fără rețetă, foarte mișto, surprinzător să de nu mișto. Nu le zici. Nu le zici, te rog. Bine. Dacă sunt naturiste, poți să zici. Sunt naturiste. Sedativ pe ce? Nu, ăla e o prostie. Nervocalmin. Mi se par foarte... Emocalm nu e natural. Nu mă, nu, se dă fără rețetă, e cu valeriană, cu toate astea. Aoleu! Păi și emocalm e la fel. Păi da. Și e mai ok ăla. Păi n-am încercat. Deci te calmează super bine, mai ales dacă ai nervi, emoții. Nu, man, fără limbă. De ce nu-ți place cu limbă? Nu. Îmi pare rău. Eu sunt mai bălos de fel. Aoleu. Bun. O să închidem live-ul, să știți chat. Vă mulțumesc că ați fost atâția pe live și apreciez foarte mult susținerea de care dați dovadă pentru podcasturile noastre. Și chiar mă bucur. Sper să vă placă seriile astea și apă de izvor. Sper să vă placă. Au.
să vă placă seriile astea. O să mai avem și invitați în continuare, bineînțeles. Elena, sper că te-ai simțit confortabil. Și am petrecut jumătate de zi împreună. Ai ceva să spui chatului? Mulțumesc că... Să treci aici. Niciodată nu m-am uitat. Nuca! Uite-o pe Uca. Uite-te, Nuca. Opa. Mai e Uca. Ucici. Podcast, mă rog, live, pardon. Opa. Vă mulțumesc pentru că împreună am făcut ediția record, nu? S-au obținut mia de cel mai repede. Areți bine. Da, așa? Mulțumesc. Opa, bine, acum poate s-a întâmplat că s-au gândit că dacă facem 1000 de like-uri, poate scapă de mine mai repede, dar na, nu știu. Nu, și vă mulțumesc pentru întrebări și, mamă, cred că ar trebui într-o zi să fim fresh, să fim odihniți și să facem maraton. Ce pentru maraton? Că cred că ar fi fost, dacă eram odihniți, cred că stăteam mai mult, știi? S-o încep, a, dar nu se adună, că e lumea pe la joburi, pe la chestii. Da, da. Da. Bine, da. Chat. Vă mulțumesc din nou. Vă mulțumesc, asta am vrut să zic. Vă mulțumesc foarte mult. Aveți grijă de voi. Da. Nu și uitați... ce? De voi și de alții. Corect, și de alții. Ne auzim la următorul live. Nu uitați să zâmbiți, pentru că asta este cel mai important. Și aveți grijă de voi. Și ne auzim pe data viitoare. Vă pup și salutare.